Bună seara! Azi a fost prima zi cu dezbatere electorale la care am fost invitat și eu. Poate au mai avut loc altele, în mod sigur au avut loc altele, dar poate au mai fost unele la care aș fi fost eu invitat, poate când eram în România și li s-a spus că sunt în afara ariei de acoperire și nu au mai insistat, pentru că așa mi-au spus la Acuarela FM, unde am participat azi prima dată la dezbateri, că sunt singur pentru că ceilalți candidați erau în afara ariei de acoperire și deci nu vin la dezbateri. Ceea ce m-a mirat și mirarea mea s-a confirmat după ce am publicat pe internet și oamenii, concurenții ai mei din aceeași circumscripție 50, au zis: cum așa, prima dată aud despre dezbaterea asta și n-am fost invitat în niciun fel. Deci se pare că instituțiile media, radiodifuzorii, cam formal tratează chestia asta și oricum e de mirare că totuși unii organizează dezbateri și chiar au ajuns la noi. Iată, chiar mâine sunt chemat la Novoe Radio, la Polidisc, dar dezbaterea va fi în limba rusă. Și săptămâna viitoare sunt chemat la TV Vocea Basarabiei și probabil la agenția Infoprim Neo. Chiar acum comunicam cu domnul Valeriu Vasilică, vrea să facă o dezbatere pe circumscripție 50. Văd că ieri au avut dezbatere pentru circumscripția la Est de Republica Moldova, numărul 49. Eu sunt pregătit de dezbateri, chiar dacă azi am fost cumva luat prin surprindere de faptul că sunt singur într-un studio foarte mic, cât un colț din camera asta, cu doar prezentatorul care citea tehnic textul de acolo și după aceea întreba: ce ai de gând să faci? Pff, și asta cumva mă omora. Și nu îmi spunea cât e cronometru, când, cât trebuie să vorbesc, hop, gata. Adică nu mi-a arătat timerul, nu spunea. Prima dată mi-a spus doar că am un minut pentru introducere, dar după aceea nu mi-a mai spus cât am pentru răspuns și doar îmi făcea semn, așa că adică hai mai răspunde. Păi dar eu mi-am formulat gândul și nu știu pentru ce perioadă. Oricum, în sfârșit am trecut și mi-am luat pașaportul biometric. Oameni buni, numai cu așa document veți putea vota pentru Brega. Cu pașaport moldovenesc valabil la o secție de votare în afara Republicii Moldova, dar nu oriunde. Nu o să puteți vota pentru mine în Israel, în Ucraina, în Rusia, în Tajikistan, în China, de exemplu, ci doar de la Prut până la Atlantic. În România, în Polonia, în Grecia, în Portugalia, în Marea Britanie, în țările Uniunii Europene și din spațiul Schengen. Sunt 83 de secții de votare, pregătiți-vă să găsiți acolo și să aplicați ștampila. Așa, o să știu că e partea asta, sigla mea. S-a aplicat ștampila în dreptul acestei sigle și a numelui meu, Oleg Brega, candidez independent. Poate ați văzut deja unii așa numita dezbatere a mea cu moderatorul. Poate ați auzit dezbaterile de la alte posturi de radio și televiziune. Vă poftesc să comentați, să vă dați cu părerea. O să citesc părerile sau întrebările voastre de pe chat. O să răspund dacă o să fie întrebări sau o să replichez dacă o să fie comentarii. 68 de oameni se uită la mine. Ar trebui poate să difuzez și pe pagina mea de candidat independent, pentru că acolo abia de seară, abia mâine seară voi transmite live, pentru că alternativ fac într-o seară YouTube Hangout pe Curaj TV pentru acei 40.000 de abonați ai mei. După care ar trebui să opresc aici sunetul și să vă citesc comentariile sau întrebările. După care fac, iată, pe profilul meu unde am 5.000 de abonați și vreo 23.000 de persoane, 5.000 de friends și vreo 23.000 de persoane care mă privesc și în a treia zi fac discuție pe pagina mea de candidat independent, pagina de Facebook. Ce am făcut eu? Am dat distribuie când de fapt nu distribuie trebuia să dau, ci distribuie pe o pagină.
M-am călderit. Acuș, o să citesc, dar întâi se distribui pe pagina mea. Azi discutăm aici. Am oameni care mă ajută să fac pagina asta, dar nu știu de ce în seara asta n-am coordonat cu ei să distribuie și de ce fac eu asta cu hashtag Aleg Brega. Ina Burlac zice succes, salut din Berlin, Victoria Golovatei. Tudor Sârghe, comentator permanent, zice, spuneai că model de țară cu nivel înalt de dezvoltare ar fi Islanda. Dodon vede ca nivel înalt Belarus. Nici nu mă mir. Dodon nu că are orbul găinii sau că nu înțelege lucrurile pe lume. Dodon joacă un rol. El se preface și el trebuie să prezinte un model. Ei bine, lui s-a spus, modelul tău trebuie să fie, iată, Batka Lukashenko. Și el a dat ca exemplu Republica Belarus. Anatol ne întreabă pe ce temă e dezbaterea. Nu e dezbatere. Acolo în hangout-uri pe YouTube, pentru că pun și pe Curaj TV transmisiunile cele, acolo dau vreo temă și discutăm de pe un anumit subiect. Pe când în live-urile mele de pe Facebook nu abordez o temă anume, pentru că, de fapt, tema de bază e campania electorală. Oleg Brega își face mediatizare, să zic așa, cu buget zero. Eu sunt candidatul independent care nu cheltuie niciun leu să-și facă imaginea și fac, iată, voluntar în fiecare seară, gratuit, cu oamenii care mă urmăresc, care vor să intre în direct. Discutăm despre campanie electorală, despre starea din țară, din Republica Moldova sau din țările în care vă aflați. Comentăm subiectele zilei, poate aveți și voi impresii despre cum se face un pașaport moldovenesc biometric, la ce vă folosește. Eu să-l folosesc doar pentru alegeri. Nu am nevoie de el, nu mi-a folosit din 2010 ultima oară când am călătorit în Rusia. Sau unde am călătorit eu? În Ucraina am călătorit cu pașaport moldovenesc. Pe când peste tot în lume am călătorit cu pașaportul românesc. Și l-am făcut la prețul cel mai mic, a fost totuși 850 de lei și încă 50 de lei pentru că l-am pierdut pe cel vechi. Sau nu știu pe unde l-am rătăcit. Și asta mi se pare scump totuși. Dacă îl faci la durata cea mai lungă, la o lună și costă atât de mult, e descurajant. Prea puțină lume și va permite să facă un pașaport. Mai ales că dacă îl comanzi la consulat, la ambasadă, te costă și mai mult pentru că sunt și taxe consulare. Iată de ce prea puțină lume va vota pe 24 februarie la alegerile parlamentare, pentru că foarte mulți sunt în situația mea, călătoresc peste hotare cu pașaport românesc sau polonez sau bulgăresc sau chiar rusesc. Și pașaportul moldovenesc nu și l-au mai înnoit de 100 de ani, dar cu pașaportul expirat nu se va putea vota și nici cu buletinul de identitate moldovenesc. Despre asta o să vorbim, Anatol. Cine vrea să intre cu mine în direct poate face asta de pe telefonul mobil, ținându-l în poziție orizontală și apăsând pe butonul verde din partea de jos. Pe cei doi omuleți sunt două figurine alături. Eu o să văd notificare că vreți să participați și atunci o să vă accept. Vă rog să vorbiți concis despre campanie electorală, despre concurenții electorali. Puteți comenta și despre incidentele din România cu Laura Codruța Kövesi și despre videourile publicate de mine azi. Ați văzut că m-am lăudat că am donat sânge și mi-au dat o țedulă care nu-mi folosește la nimic. I-am criticat pentru că mi-au dat mâncare non-vegană, mâncare de origine animală și asta mi se pare cumva deranjant, trebuie schimbat. Cosăteanul meu Ilie zice, Oleg, știi cumva dacă pot fi observator la alegerile din partea unui concurent electoral? Da, Ilie, poți, dar se pare, îi răspund și unei doamne din Italia care a vrut să fie din partea mea observator, trebuie să completeze un formular cu mâna ei, persoana care vrea să fie observator. Și eu vă duc la CEC cererea și certific că vreau să fiți observator din partea mea. Dar documentul celălalt trebuie să-l semnați voi. Deci nu știu cum să faceți. Dacă sunteți peste hotare, cum să faceți documentul celălalt să-l semnați și să mi-l trimiteți ca să ajungă în timp util
până maxim 7 zile înainte de alegeri ca eu să le duc la CEC să vă acreditez ca observator. Și în plus, după aceea vă dă certificat de observator, eu cum să fac să vi-l trimit înapoi în Occident, unde sunteți voi, ca să folosiți legitimația aceea de observator. Deci, îi sunt făcute regulile astfel încât diaspora aproape să nu poată participa în niciun fel. Am citit salutul din Berlin. Primul lucru pe care îl vei face când ajungi în Parlament, mă întreabă și Radu Ceronica și le-am spus la toată lumea, o să deschid geamurile să aerisească încăperea. După care o citesc regulile care mi spun ce drepturi am ca deputat. Că eu ce drepturi am ca cetățean le știu, dar regulamentul de funcționare a Parlamentului nu l-am citit, că nu m-a interesat niciodată. Ina Pavlik zice că duminică pe 17 februarie la ora 3 o să aibă o întâlnire la hotelul Novotel, lângă metro Kievskaya, etajul 5. La Moscova, strada Kievskaya. Da, bun. Și de ce ne spui nou Ina Pavlik? Și cine ești Ina Pavlik? Круглый стол. Обсудим реальное положение дел в Молдове. Bine, își face reclamă la mine. Dacă o vede cineva și o citește pe ruschi, să fie sănătoasă. Nu mai citesc salutările. Iată, mă privește sora și cu mătușa mea, mă bucur. Eu în raclă. Dacă ești conștient că ai să câștigi circumscripția, cui îi faci jocul ăsta? A, dacă ești conștient. Oleg, dacă ești conștient că ai să câștigi circumscripția, cui îi faci jocul ăsta? Eu în răcelă, mie îmi fac jocul ăsta. Dacă câștig circumscripția, o să ajung deputat și asta îmi doresc din 2014, de când am candidat prima dată. Atunci era cu vot pe circumscripție națională și am putut să particip alături de partide, dar n-am trecut pragul de 2%. Acum se poate participa, dacă ești independent, doar pe circumscripție uninominală și iată, am ales una dintre ele, candidez în diaspora, acolo unde locuiesc. De 2 ani trăiesc la București. Și nu fac jocul nimănui, sunt din capul meu independent. Mă privește și vara mea Lilia, mă bucur. Do you know grammar in English? Eu în Donțu știu cât ceva gramatică de engleză, dar nu prea multă, n-am făcut-o la școală, am făcut-o după aceea la tot felul de cursuri sau autodidact. Domnule Oleg, pe ce temă este dezbaterea? Despre alegeri, despre soarta Moldovei, despre mafie și cum ieșim din criză. Vlad Buzu zice că el votează Brega și face așa un semn minunat. Tudor Pânzari ne privește, îl salutăm de la Căușenii. Mulțumesc lui Tudor Pânzari că a făcut poze cu o lozincă scrisă cu ce a putut el acolo pe o coală de hârtie. Diaspora, votați Oleg Brega și s-a fotografiat pe fundalul casei pentru care am luptat și el și noi foarte mulți ani și a făcut un demers pe care poate 1, 2, 3 oameni l-au văzut și tot înainte. Mulțumesc foarte mult, vă propun să faceți precum Tudor Pânzari. Ai zis că ne spui mai spre final de campanie cu cine să votăm pe circumscripția națională, Adrian Tihon. Eu cred că sunteți mărișori și o să vă lămuriți. Mai sunt mai mult de o săptămână, azi cei joi sau vineri. Mai mult de o săptămână aveți până la ziua alegerilor, sigur o să vă lămuriți. Urmăriți dezbateri electorale, aflați cine sunt concurenții. Încă nu știm câți rămân, că e posibil unele partide de spoiler să fie scoase din cursă. Totuși, eu cred că cele 15 care au rămas în campanie, s-au implicat în campanie electorală, de asta s-au băgat ca să câștige voturi. Mă uitam azi la fostul sediu al Comitetului Helsinki, are afișat acolo sigla partidului de familie a lui Ștefan Urâtu și mă gândesc că partidul ăsta ar putea să se retragă și să zică votați, de exemplu, pentru minunatul Partid Democrat. Succes și Doamne ajută, zice Olga Bodrug. Să vedem dacă Dumnezeu ajută ateii. Cum crezi că sunt punctele? Care crezi că sunt punctele tale forte? Nicușor Savin, habar n-am. Eu știu că am un pic de curaj, știu că am un pic de curiozitate, știu că am destulă răbdare, știu că sunt onest și nu mă las vândut și nici speriat. Cred că sunt bun de intrat în Parlament
în calitate de avocat, de deputat, nu doar așa ca oaspete, că am mai fost prin Parlament. Odată cu Mariana Rață mergeam și relatam de la ședințele Parlamentului încă de pe timpul comuniștilor, când Valentina Cușnir era deputată neafiliată, sau Vitalia Pavlicenco. După aceea n-am mai fost lăsat în Parlament. După aprilie 2009, când tot cu Valentina Cușnir și cu Vitalia Pavlicenco am intrat în Parlamentul devastat, de atunci n-am mai fost în Parlament. Sau nu mi-amintesc. Constantin Zaharia ne salută din Botoșani. Doamna Maria F.D. face semn că ne privește din Israel și ne bucurăm. Oleg, ești o persoană diferită. Ai sânge albastru? Nu, Riciu, Richard. Din contra, ieri, alaltă ieri, când am fost și am donat sânge, mi-au scos plasmă și m-am mirat că sângele meu arăta galben, parcă era miere, parcă era ulei nerafinat, parcă era urină. Dar aceea era plasmă. De asta arăta așa. Nu, nu sunt persoane, adică suntem toți persoane diferite. Eu chiar mă deosebesc foarte mult de media moldovenilor și altor români. Dar nu, nu am sânge albastru, e sânge obișnuit de muritor. De ce când ți-am dat întrebări despre Orhei, tu n-ai răspuns, Iurie Ursu? Hai, mai întreabă o dată, dacă n-am răspuns acum, dă-mi o șansă, poate răspuns de data asta. Larisa Păpușă Golban vrea să intre. Oameni buni, ca să intrați cu mine în discuție, trebuie să aveți telefonul pe orizontală și abia atunci apăsați butonul verde de participare în discuție. Și care e calitatea ta proastă? Sunt impulsiv, ușuratic, nu știu. Și modest. Vera, Iura Grosu, Iura Josu. Nimeni nu reușește să intre în discuție cu mine. Nu vreți să țineți telefonul pe orizontală, cum v-am prevenit. Ce știi despre copii orfani care după terminarea școlii nimeni nu-i mai ajută? Întreabă Mariana Grier. Știu foarte multe și am filmat deseori copii orfani care săraci ajung pe străzi și am încercat să obțin pentru ei respectarea drepturilor. L-ascultăm. Bună seara, domnul Oleg. Salut. Așa, o întrebare acum cu legătură cu doamna Maia Sandu. A spus, chiar credeți că așa e de greu că să adere Moldova la România și Europa să-i pui bieță în roate României? Cum credeți? Deci ești supărat că Maia Sandu nu susține deschis, hotărât unirea? Pur și simplu nu poate că deschis. Știți, oamenii încet, încet, prin vorbe să dă pe față. Știți cum? Mai, eu cred că mi-explic de ce Maia Sandu se ferește să fie deschis unionistă. Pentru că mare parte dintre moldoveni nu sunt unioniști, iar ea vrea să obțină majoritatea ca să guverneze. Și e explicabil de ce se teme de mine, ateu deschis, de ce se teme de drapelul ăsta curcubeu. Ați văzut că azi, ieri, a făcut și declarații. Nu sunt lesbiană și n-am fost niciodată. De parcă lesbiană ești așa, când vrei, cum vrei. Te-ai născut lesbiană și așa ești. Ia? Sau nu știe chestia asta sau se preface că nu știe. Deci eu înțeleg de ce ea face declarații populiste. Pentru că ideea e unionistă. Nu e populară. Când o să fie populară, o să devină și Maia Sandu unionistă. Și de ce nu-i populară ideea unionistă? Bine, pentru că unionismul România a fost demonizată de mulți ani de propaganda kremlineză, de zeci de ani, încă și de pe timpul Imperiului Țarist. Și de asta moldovenii se tem de români și se tem de unire. Da, dar n-ai de ce te teme. Așa zic oamenii inteligenți. Așa zic oamenii inteligenți, dar oamenii manipulați care se uită numai la Первый канал sau pe Одноклассники, stau pe Одноклассники, oamenii ce nu știu de ce se tem. Așa li s-a spus și se tem. Și Maia Sandu încearcă să satisfacă așteptările lor. Le spune ce vor ei să audă. Le-a spus că nu e lesbiană, le-a spus că unirea nu arde, că nu e o prioritate. Mulțumesc pentru intervenție. De unde suni? Poftim? Mulțumesc, mamă, mersi. Ai vrut să mai zici ceva?
Zic că mersi mult că m-ați acceptat în asta și vă spun baftă și vă ținem pumnii. Sănătate și Mulțumesc. numai bine. Mulțumesc, mulțumesc, numai bine. Am pus cam neinspirat telefonul pe partea asta, așa cum o să mi se vadă mereu degetele când o să accept oamenii în discuție și când o să-i scot din discuție. Să vedem Svetlana Groza, dacă poate. Îl întrebam pe băiat, pe bărbat, pe omul ăsta de unde ne apelează, dar na, nu e foarte important. Sper că chiar dacă voi, eu știu, din Moldova, de la Moscova, din Statele Unite, dacă priviți, participați, totuși o să vorbiți cu cei din Europa. Băi, vedeți că acolo pe circumscripția voastră candidează Brega. Pregătiți-vă să găsiți în buletinul violet biciclistul curajos și revoltat ca să-l votați. E un candidat independent, incoruptibil. Pe cine să mai aprob? Tatiana, să vedem dacă reușește vecina mea de la Pepeni. Succes, Oleg. Cum comentezi declarațiile lui Renato Sate despre Dodon în privința piloților luați ostatici? Nu comentez în niciun fel, habar n-am ce s-a întâmplat acolo. Eu nu pretind ca Renato Sate că am cine știe ce surse de informare. Stau și eu și mă uit ca la spectacol la chestia asta. De ce e calitatea proastă? Ion Donțu zice. Poate pentru că semnalul Wi-Fi e slab. Sper să schimbăm providerul în casa asta de grabă, că acum depindem de Mol Telecom. Poate Mol Telecom ne pune bețe în roate intenționat. Bine că merge măcar așa. Ce știi despre copiii orfani? Am explicat Mariana. Despre copiii orfani știu multe, știu și ce prevede legea, știu ce li se întâmplă în internate, în orfelinate și ce se întâmplă cu ei după ce ies de acolo. Îi cunosc pe mulți ieșiți și de la Cupcini și de aici din Chișinău și de la alte internate. Valeriu Gușan zice că nu sunt omuleții. Totuși, iată dovada că un om deja a reușit să intre și deci omuleții ar trebui să fie eu i-am activat. Butonul verde apare pe telefon. Vă rog să intrați pe poziție orizontală, altfel nu o să puteți intra cu mine în dialog. În Statele Unite, următoarele alegeri sunt în 2020. Ion Donțu, nu știu, nu urmăresc, calculează când a fost ales, caută pe Google când a fost ales Donald Trump și o să afle când expiră 4 ani, când sunt următoarele alegeri. Cum adică cu buletin nu pot vota? Tania, a câta oară îți spun, poți vota la Pepeni și la Chișinău și unde vrei cu buletin. Nu unde vrei, în circumscripția ta, apropo, unde scrie în buletin viza de domiciliu. Și tu ai zis că aici ai în Chișinău. Deci la Chișinău îți poți vota cu buletinul. Dacă însă vrei să votezi pentru mine, trebuie să-ți pregătești pașaportul biometric și să mergi cu el dincolo de Prut, în România, de exemplu. Sau poți să ajungi în Polonia, poți să ajungi unde poți să ajungi pe 24 februarie. Ca să votezi peste hotare. Altfel, Brega nu o să vă apară în buletinul de vot. Iar peste hotare nu o să puteți vota cu buletinul de identitate. Domnul Savin Nicu v-a adresat o întrebare, că suntem curioși. Cum credeți? Care sunt șansele dumneavoastră la aceste alegeri? Șansele mele depind de voi. Eu cred că sunt șanse mari. Cel puțin al doilea să mă clasez și m-aș bucura să o bat pe Olga Coptu, reprezentanta democraților pe Stella Stângaci, care și ea e promovată de mafie. Vreau să votez Brega, dar trebuie să merg tocmai la Iași, zice Tudor Pânzari. Și da, lui de la Căușenii, mult mai departe decât mie de aici, de la Chișinău. Sau dacă o să fiu la București, chiar acasă o să merg și o să votez la consulat sau la ambasadă. Salutare, Oleg, cum crezi? Ai să ai mai mulți simpatizanți de data asta? Aurelie Ciobanu, nu cred că o să am mai mulți, pentru că atunci candidam pe circumscripția națională, deci tot bazinul de 2 milioane de alegători puteau să voteze pentru mine și am participat la dezbateri
televizate, am difuzat chiar și publicitate electorală gratuită. Atunci tot am mers cu buget zero, dar televiziunea publică și postul de radio public difuzau publicitate electorală gratis. Și am pus camera în față, m-am filmat și le-au difuzat acele spoturi. Și am luat 14.065 de voturi, tot n-a fost suficient, dar au fost multe. Pe când acum candidez doar pe o circumscripție mică, bine, jumătate de miliard de populație în Uniunea Europeană, dar câți dintre ei sunt moldoveni cu pașaport valabil? Prea puțin. Deci, ca și la alegerile locale de la Chișinău, probabil o să voteze câteva mii de oameni pentru mine, procentul o să fie mai mare, tot, la fiecare alegere tot am procent mai mare și mai mare, dar e foarte probabil să nu fiu primul, pentru că s-a băgat Maia Sandu peste mine și ea e favorita. Da, Victorie. Salutare. Noroc. Apropo, calitatea e foarte bună, poți să nu dai vină pe provider. Cred că la domnul Cutare era Recepție proastă. internetul cam prost, da. Posibil. Eu aș vrea să-ți fac o provocare în stilul unui challenge din ăsta. Nu știu dacă ai auzit vreodată de Political Compass sau de Moral Compass. Deci este un test cu vreo 4 pagini de întrebări. Întrebările Păi, sunt foarte scurte. la alegerile locale în 2015 au organizat o asociație, o astfel de test și conform acelui test eu eram cel mai liberal candidat, iar Dorin Chertoacă era un conservator, nu știu pe unde, pe lângă Climenco. Ok, deci provocarea mea constă în faptul că poți să accesezi orice pagină, deci sute de teste, chiar și pe Android. Bine, Uite, dar în toată lumea, dacă o engleză să mi-e intru mai la... greu. Iată, mâine chemat la dezbatere în limba rusă. Mi-e greu să mă exprim în rusă Aha, sau să fac super. teste în engleză. Nici teste de inteligență n-am făcut. Mă întreba cineva cât IQ ai. Nu știu, că n-am făcut teste de inteligență, sunt toate în engleză. Eu cred că Political Compass-ul e relevant pentru alegeri din motive evidente. Adică eu o să încerc să găsesc unul în română sau, de ce nu, o să încerc să-l traduc. Și după aia revin. Nu, pot să-l încerc și în engleză, că stăpânesc cum necum engleza uzuală, dar e irelevant. Pentru politica moldovenească e irelevant să știi că ești de stânga, că ești de dreapta, că ești social-liberal sau Ideea că... mea constă în altceva. Eu vroiam să te provoc să faci asta în direct, adică fiecare întrebare să o iei în parte și să îți motivezi poziția ta. Eu cred că noi, ca electorat, putem să învățăm foarte multe de la tine, ca tu răspunzând și spunând că, uite, eu aleg să finanțez sau să nu finanțez muzeele care nu se pot autofinanța Finanța. da, din activitatea lor, Și din cam toate motivul ăsta, muzeele sau din eu Moldova aleg. nu se pot. Cam toate muzeele din Moldova nu se pot autofinanța. Da, asta a fost o întrebare exemplu, dar... Păi, și ce-ți încurcă să scoți un test de același, să traduci acum ad hoc 3 întrebări și răspund la ele, ca să nu monopolizăm și să vorbesc numai cu Na, tine. asta e faza, că eu aș vrea să-l treci pe tot și noi să vedem rezultatul. Ce ești tu? Libertarian, autoritarian și așa mai departe. Cum mă întreabă, în ce zodie ești? Eu zic că sunt zodia dracului, tot așa și în materie electorală. Sunt a naibii, unul dintre cele care nu se încadrează în nicio Ok, da, categorie. asta e Iată, știința. lumea a deschis ușa să-mi arate Deci, că râde. sunt aberații, dar asta e știința. Asta chiar e legat de political Bine, science. Și testul ăsta e făcut de tot de doctori și... bine. Bine, dar vezi că viața noastră politică nu prea se încadrează în chestii științifice. La noi Deci... politica e de jale. Cum pot să ajungă unul ca Șor să aibă speranțe de a obține fracțiune în Parlament? Cum poate unul ca Plahotniuc cu rating, anti-rating de 90% și să câștige mandat la el acasă? Zi-mi dacă ești interesant și eu fac Sunt traducere la interesat. tot testul ăsta. Sunt interesat, da. Ok, bun. Zdarova Aleșca, zice Igor Kazachenko, probabil parafrazând canalul celălalt de YouTube, Zdarova Natasha. Svetlana Groza, ia să vedem dacă de data asta ai intrat pe orizontală și reușești să intri cu mine. Zdarova Igor Kazachenko. Ion Donțu, Oleg, de ce pe net scrie că gramatica nu e importantă și cei care cunosc engleza știu doar 20% dintre ei gramatica? Dar gramatica te ajută să te exprimi corect. Cred că caligrafia și gramatica sunt două lucruri diferite. El zice, cred că, și după aceea pune semnul întrebării.
Eu cred că gramatica și caligrafia sunt lucruri diferite. Și eu știu că în engleză nu stăpânesc nici caligrafie, nici gramatica. Noroc de Google, de autocorect și tot așa și mă ajută. Dar vremurile vin de așa natură încât nu va fi nevoie nici limbi străine să cunoști. Îți pui o cască în urechi, vorbești în limba ta, acela vorbește în limba lui, aceea vorbește în limba ei, a treia, a patra, și tu înțelegi totul în limba ta. Și nu o să ai nevoie să mai știi limbi. Atât de rapid și de minunat avansează tehnologia. Mangalia, te iubesc, zice că ne privește de acolo, de la malul Mării Negre. Intrați aici că e interesant, zice Olga Ciobănică. Mulțumesc că îi chemați pe oameni. Iată, 222 de persoane. Nu mi-amintesc de când n-am mai avut atât de mulți oameni online. Vă amintesc că puteți participa cu mine în dialog. Numai doi oameni pot participa, adică eu și cu voi, dar pentru asta trebuie să fiți pe telefonul mobil și să-l țineți în poziție orizontală, să acceptați rotirea automată a ecranului și să apăsați pe butonul verde de jos. O să încerc să citesc și întrebările text sau comentariile. Nu știu dacă cu dreptate vei intra în guvern, zice Richard. Eu zic să îi minți pe oameni ca să fii mai convingător, mai ales pe cei ce vând roșii la colț de stradă. Nu te mai lua de ei până nu ajungi parlamentar. Tu zile ce le dai? Zile că le dai de toate ca să te voteze, că altfel nu știu. Richard, nu sunt eu demagog și nu o să fac astfel de promisiuni deșarte, pentru că nu o să mă pot privi după aceea în oglindă, știind că am păcălit oameni. Și nu vreau să ajung deputat cu așa preț. Spune, te rog, cum te vezi deputat în Parlament? Vlad Busu, mai devreme ai zis că mă votez și acum mă întreb cum te vezi deputat în Parlament? Independent, neafiliat, curajos, intransigent, incoruptibil, neînfricat. Nu o să mă ia nici cu șantaj, nici cu bani. Ea a avut în vedere că nu are cum să fie materiale video despre ea cu o altă ea, zice Petru Gâțu despre probabil explicația Maiei Sandu că ea nu e lesbiană. Materiale video pot să fie ori de care, fie că strucate, montate, fie că te-au prins la mare, ai fost la plajă de nudiști sau eu știu, te jucai cu cineva, nu trebuie neapărat să fii lesbian pentru asta, ca să existe așa compromat. Dar nu știu de ce discutăm despre asta, pentru că sunt chestii murdare sub demnitatea umană și n-ar trebui să recurgem la astfel de argumente în campanie electorală. Alexei Tighineanu zice, de parcă pe mine tare mă încălzește viața personală și preferințele Maiei. Politica ei mă interesează. Conferința Maiei e o aberație. Dacă mă întreba cineva ce orientare am, ea aș râde în față cretinului. Da, dar vedeți că v-am zis, Maia e populistă, iar vrea să obțină voturile majorității ca să ajungă la guvernare. Și de asta se simte obligată să intre în jocurile astea și să zică, dar nu, că nu sunt lesbiană. Pe când pe mine, când mă întreabă, le zic, ațăpiți. Că nu-i treaba ta ce orientare am. Eu sunt cu pașaport moldovenesc albastru simplu, valabil, dar nu este biometric. Ce zici, pot să am vreo problemă? Nu ai nicio problemă dacă pașaportul e valabil. Eu credeam că din cele vechi nebiometrice n-au mai rămas valabile, dar se pare că mai sunt din astea. Deci, da, nu e neapărat să fie biometric, dar e important să fie moldovenesc, albastru sau așa, mov ca ăsta, și valabil. Dacă e expirat, nu o să puteți vota. Mai aveți o săptămână să-l faceți, dați o fugă până acasă și-l faceți. Pentru ce ne trebuie nouă unirea cu România? Nidali Bălănuță. Ne-ar trebui unirea cu România ca să facem economie de bani, ca să nu avem o graniță, că e umilitoare și e sufocantă coada de la Prut, de la Leușeni, de la Sculeni și de la Oancea Cahul. Dar și cu trenul la Ungheni e umilitor când mergi, când se apucă să schimbe catalizele la ecartamentul estic, sovietic sau cel european.
Deci, măcar și pentru asta, ca să nu avem o graniță între noi, oameni care vorbim aceeași limbă, care avem aceeași cultură, aceeași tradiții, mare parte dintre noi au și aceeași religie, confesiune cu cei de peste Prut, nu văd de ce ar fi graniță între noi. Și ar fi mai ieftin de întreținut un parlament, nu două, un guvern, nu două. Ce repede pleacă comentariile. Ar trebui să mă grăbesc să citesc comentariile ca să nu le pierd. Sergiu Chiorescu încearcă să intre, dar nu știu de ce nu reușește. V-am zis, trebuie să fie telefonul pe orizontală. Omul în oranj mănâncă ceva dulce. Nu știu despre cine vorbește Tania Cabac, probabil că cine a vorbit mai devreme. Oleg, cu tot respectul, eu nu cred că poți să devii învingător în fața doamnei Sandu. De ce nu te-ai retrage în favoarea dumneiei și a blocului acum? Gentimier, Sergiu, de ce să mă retrag? Pentru că ea are mai multe șanse? Gândește la situația în care Maia Sandu ia atât de multe voturi și pe circumscripția națională și pe asta uninominală, încât va trebui să formeze guvernul. Și poate să face ministră de externe, pentru că tot vrea să reprezinte diaspora. Poate să face ministra educației, să-și termine reformele. Poate acceptă funcția de prim-ministru și atunci cine următorul să devină deputat de pe circumscripția 50? Hop, Oleg Brega pe locul 2. De ce să mă retrag în favoarea ei? Mi se pare laș. Mai ales că eu primul am candidat pe circumscripția asta. Încă de astă vară am anunțat că vreau pe circumscripția 50. Referitor, am văzut că ai vorbit despre dacă Maia Sandu devine prim-ministru. Azi am pus la cecă aceeași întrebare și specialiștii în domeniu au spus că nu este posibil să fie celălalt care e clasat următor. Să fac alegeri repetate pe circumscripția dată dacă deputatul nu poate mai exerciție obligațiunile sau mandatul. Ce aberant! Azi am întrebat, azi am fost la curs. Și s-au confirmat că se facă legi repetate în circumscripția dată. Dar despre observatori ai întrebat? Da, trebuie să scrii unde anume trebuie să fiu observator, în ce circumscripții exact. Nu în în Bine. ce secție, în ce În ce secție secții? exact. De acord, fac eu asta. Eu fac un tabel și electronic și pe hârtie. Dar nu e așa că formularul acela trebuie să-l completeze chiar omul cu mâna lui, cu datele personale și cu Da, acordul de a-i... Păi da, s-au dar îl complet. scoate de pe net, îl completează și cum mi-l trimite cu semnătura holografă aici? La marșrutcă? Nu știu. Deci, iată, problemă. Și noutatea bună că nici Țuțu n-a spus și de deputat. Dacă rămâne al doilea. Da. Ok. Lasă, o să-mi folosească să fiu al doilea ca la alegerile anticipate, că Maia Sandu nu o să poată forma un guvern și o să avem anticipate. La alegerile anticipate, Maia Sandu zic, da, băi, ăsta e candidat bun, hai să-l propunem pe el acolo în diaspora, cum eu sări diaspora în cap, că de ce nu l-am luat pe Brega și hai să-l propunem pe el. Și deci, la alegerile următoare, eu o să fiu candidatul blocului care se va numea atunci și acum din nou. Bine, seară bun, succes! Mulțumesc, noroc. Care e bugetul tău? Svetlana n-a reușit să-ți citesc numele. Bugetul meu e zero. Dacă întreb de bugetul de campanie, deci nu colectez bani de la nimeni pentru campanie electorală și nu cheltui din banii mei, pentru că nu-mi dă voie legea, pentru că nu am prea mulți și pentru că nu vreau să-mi fac imagine cu bani când eu am o imagine construită de-a lungul anilor gratis, cu muncă voluntară. Dar bugetul meu de persoană e cam 300 de euro pe lună din publicitate pe YouTube, pe canalele mele pe care public video în fiecare zi. Chiar și azi am publicat câteva video pe YouTube. Alexandru Vălean, să vedem dacă reușești să intri. Nu știu de ce nu prea reușește lumea. Nu înțelege să țină telefonul pe orizontală? Să te ajute Dumnezeu să ieși un om bun. Eu sunt român, dar te urmăresc. Grigore Tomuță, mulțumesc. Și eu sunt român, dar nu cred în Dumnezeu. Buletin românesc. Nu te ajută buletinul românesc, Tania. De câte ori o să insiști? Îți trebuie pașaport moldovenesc valabil. Și ai o săptămână să-l faci. Altfel nu te du la Iași degeaba cu buletinul românesc, că nu o să poți vota. Dar tu cine mai ești? Nu te-am mai văzut, zice Svetlana Janeu. Sunt un om, activist civic,
Am fost jurnalist, am luat de două ori premiul pentru cel mai bun jurnalist al anului și sunt cineast de profesie, am luat de două ori premii la Festivalul Internațional Cronograf cu două documentare. Dar cel mai activ, cel mai cunoscut sunt ultima vreme pe YouTube și pe blogul Curaj TV. Acolo pe Curaj TV tot sigla asta o vedeți. Unde băi că mă omoară? Iată aici e sigla. Ce înseamnă să nu fie în oglindă imaginea de pe telefon. Deci iată cine sunt. Un candidat independent pentru un loc în Parlamentul Republicii Moldova. Am cetățenie dublă din 96, sunt și cetățean al României. De 2 ani locuiesc la București. În buletinul de vot ce număr ai? Nu contează numărul, el nici nu apare în buletinul de vot, apare, iată, sigla asta. Biciclistul curajos. Îți fiu în partea a doua a buletinului MOV, violet, acolo unde apar și candidații independenți. O să apar doar în buletinele din diaspora, pentru cei care merg la vot în Europa, în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Cum te numești, băi? Tania Cabac. Vladimir Politov are ceva cu Tania Cabac. Salut, dacă vii la Budapesta, sună-mă. Mulțumesc, Andrew John Nagy. Ultima dată am fost la Budapesta, probabil în 2009, în drum spre Portugalia. Mergeam cu mașină de ocazie și am trecut pe la Budapesta, dar mai mult m-am plimbat prin Budapesta, probabil în 2001, când am fost la un workshop în Suedia și aveam escală la Budapesta, ajungeam cu avionul de la Chișinău dimineața și zburam spre Stockholm după masă și atunci câteva ore m-am plimbat prin Budapesta și mi-a părut extraordinară. Și Buda și Pesta. Felicitări pentru ceea ce ați făcut pentru Paul Goma. Succese și mai departe. Mulțumesc, Silviu și Alina. Îmi pare rău că acum nu mai pot să-l ajut cu nimic pe Paul Goma. Starea sănătății lui e deplorabilă. A rămas fără nevastă, e doar cu fiul lui. Și nu prea mai putem să-l ajutăm. Ești un bravo, te susținem. Ești prea cinstit, Nicolae Bahnar. Prea cinstit nu există. Există ori cinstit, ori mincinos. Ca și cu virginitatea. Ori ești virgin și gravid, ori nu. Apropo de șor, a plătit doi cântăreți. Hop, am pierdut comentariul acela. Nu știu cum să fac ca să văd toate comentariile. Încerc să dau un refresh. Și între timp încerc să mai accept un om în discuție. Valeriu Mățu. Sau Mitu. Mai stăm o oră, maxim o oră. Să știți, la 23 în fiecare seară închid pentru că în casa asta oamenii au mâine școală, serviciu și școală. Ce semnifică steagul tău? Ăsta nu e steagul meu, ăsta e steagul diversității și semnifică un fenomen natural, se numește curcubeu. Poate nu l-ai văzut niciodată, dar eu într-un an, într-o vară, la Trușeni, am văzut chiar două curcubeie. Și am filmat. Cred că am făcut și o transmisiune live. Mai rar oameni ca tine, Lilia Movradin. Eu cred că toți suntem irepetabili. Trolii nu dorm, zice Igor Gorincean și se referă probabil la acela care se interesează dacă sunt gay. Cine ar fi vrut să câștige alegerile trecute în Statele Unite? Cine ai fi vrut? Ai putea să iei exemplu de la Trump? Nu, de la Trump, Ion Donțu, nu pot să iau niciun fel de exemplu. Mi-ar fi plăcut să câștige prima femeie în istorie sau și mai bun ar fi fost contracandidatul ei din partea Partidului Democrat. S-ar putea să mai candideze odată, chiar dacă săracul are o grămadă de ani și nu se știe cât îl mai ține. Dar și Trump nu-i deloc tânăr și iată a ajuns la jumătate de mandat. Băi, fraților, lăsați viața Maiei Sandu, e viața ei personală. De acord, doamnă Marie, bravo. Și viața mea personală, tot să nu vă intereseze. E treaba mea ce orientare sexuală am. Să nu vă excite că degeaba. Dacă cu buletinul poți vota, Sergiu Surceanu, poți vota la tine în circumscripție acasă, în Moldova.
dacă vrei să votezi pentru mine și mergi până la Iași, la Galați, la Suceava sau până la Lisabona, îți trebuie pașaport. Nu neapărat biometric, trebuie să fie moldovenesc, valabil. Pașaport moldavski. Poate să fie și de cel albastru. Așa steag eu am văzut la homosexuali. Seamănă bine. Bine că seamănă. Oleg, ce nație ești? Sunt om. Sunt de nație cosmopolit. Probabil sunt român, pentru că toți bunicii mei vorbeau românește, sunt născuți într-un sat românesc, Pepeni, raionul Sângerei. Nu știu din strănepoții mei nimeni să fi fost de altă etnie. Deci probabil sunt român, dar numele nu mi-e chiar românesc. Și Brega, cine știe din ce se trage? Rușii spun că vine de la Breg, de la Mal. În portugheză înseamnă altceva Brega. Se pare că și în limba olandeză înseamnă ceva Brega. Nu se știe. Bore, spui cine ești? Oamenii deja polemizează despre etnie. În cazul în care un candidat pe circumscripție unei nominale se retrage, se organizează alegeri repetate? A, nu, zice Vitalie Șova. Nu, nu. Dacă un candidat se retrage în ajun de alegeri, nu e nicio problemă. Dacă se retrage după ce a câștigat alegerile sau dă ortu popii, atunci, iată, Valeriu Gușan, reprezentantul meu la Consiliul Electoral de Circumscripție, care a întrebat azi la CEC despre situația asta, a aflat răspunsul că cică se organizează alegeri anticipate. Eu nu prea cred chestia asta. Iată și candidatul care concurează pe o circumscripție cu Plahotniuc din partea blocului acum, Ion Terguță, a intrat și ne urmărește. Dacă vrea să participe cineva cu mine în dialog, mă poate apela de pe telefon, apăsând butonul verde din partea de jos, dar telefonul trebuie să fie în poziție orizontală și trebuie să acceptați rotirea automată a ecranului. Sergiu Chiorescu se chinuie de 100 de ani și încă nu a reușit. Să vedem domnul Ursu dacă reușește. Oleg, corect, niciun pas în urmă, zice Victor Guțu și da, îl asigur și pe el și pe Petru Gâțu că niciun pas în urmă nu voi face. Și nu am de gând să cedez. Viorica Răilean zice, sper să nu-i pierd comentariul. Dar poate, Borea, mai bine să citești cartea Cum să ne purtăm, te va ajuta să devii om. Acolo sunt niște polemici, războrci. Între comentatori și spectatori, iată, 217 oameni se uită la mine. Sergiu Chiorescu zice, Oleg, mă scuz de întrebare. Tu aștepți cumva ca să-ți cumpere voturile pe care le vei obține? Ce să-mi cumpere? Cum să-mi cumpere? Cine să-mi cumpere? Nu vând și nici nu dăruiesc. Eu prețuiesc foarte mult voturile care îmi vor fi acordate de către cetățeni care au încredere în mine. Sunteți în direct. Vă ascult, vă văd. Bună seara! Salut! Sunt din Orhie. Eu tot am trimis un mesaj mai înainte. Priviți care i-ați filmat tot în Orhie, că nu sunt dezăpezite, toate este. Și nu e adevărat? Nu, nu e adevărat. Păi da, eu am filmat și am transmis în direct. Ce am inventat, am desenat. Voi ați filmat? Nu, nu. Este, da, eu am privit filmările și ele, dar multe s-au făcut filmările dimineața. Nu au dovedit să facă lumea tot. Dimineața, tată, dar n-ai văzut că am început filmarea cum se scurge pe stradă râuleț de zăpadă pentru că de două săptămâni a nins. Nu era după prima ninsoare, era de două săptămâni. Înainte. Nu, deși voi vă legați numai de Orhiei. Deși e că eu lucrez pentru că eram la Orhiei, nu te-ai uitat la videourile mele. Ieri am fost la Barda, la Lauda, ieri am fost la Crăușeni. Peste tot filmez. Și am filmat și la Orhiei. Ce ai vrut să trec prin Orhiei să nu filmez nimic? Sau să merg numai la Orhiei Land? Nu, la Orhiei Land nici nu trebuie. Eu acolo, eu sunt din Orhiei, dar am fost numai o dată, două ori. Deci? Eu nu grez de Orhiei Land. Și acolo, și acolo nu era problema că nu s-a curățat zăpada pe stradă, pe trotuarul. Nu, și de mașină. Acolo era acolo sunt o familie de patru copii cu dizabilități, cu nevoi speciale, în cărucior. Și care s-au rugat. Și care s-au rugat la primărie, veniți și ne dezăpeziți 10 metri până la stradă. Și n-au e că eu n-am video cel care este un băiat care tot merge cu cărucior, cu scaun cu rotile, da. Așa, la care electric, el vine la o stație și lângă spital, el tot timpul vine și am gândit cu dânsul. Și a fost un
Nu știu, eu nu știu, nu vreau să spun despre asta, că ce a fost atunci, în ziua și. Atunci, prosta, nu știu, și ne-au vrut să fac PR-ul ăsta care cu tot. Dar nu a trebuit. Că eu în dimineața și am trecut, eu am trecut prin partea și el drumului. Eu v-am văzut, dar pe urmă am primit video că pe canalul ăsta YouTube a dumneavoastră. Eu tot sunt... Și nu mi-a plăcut. Eu v-am trimis mesaje, dar nu mi-a răspuns nimeni acolo. Și ai văzut că nu numai zăpada m-a deranjat, ci m-a deranjat că toată strada aceea, Eminescu sau cum se numește ea, până la Casa de Cultură, Da, era Eminescu. plină cu mașini pe trotuar, exact ca oriunde. Monaco nu se parchează așa. Ceșor nu știe. Șor tot ghinăștii, dar nu numai șor trebuie să lucreze, trebuie să lucreze și poliția rutieră, poliția de patrulare. De acord, Toți și de trebuie ce să nu-l văd lucreze. la... Și de ce nu-l văd la televizor pe șor să zică, iată, i-am rugat să elibereze strada și poliția patrulară nu face nimic. La fel îi reproșam și lui Dorin Chertoacă. El nu ieșea niciodată la televizor să zică, ăștia nu Nu, mă asta ascultă, e ăștia drept. nu fac bine. El ieșea numai și să lăuda, exact cum face șor. Ori șor, ori Chertoacă, tot un demagog. Nu, Același asta e tip drept. Eu de politician. nu, eu nu zic nimic. Nu, dar spate e altfel de făcut că și nu sistemă cum atunci când au fost nedezăpezit, acolo ies servicii comunale divin. Dar restul, da, mă, poliția, cine divin, acolo primarul, acolo e altcineva. Bun, oricum, Șor deja e degrevat din funcție, el candidează, deci nu el era atunci la Nu, primărie, treaba lui. adjuncții lui. Dar omul s-a dus la primărie și a rugat, veniți, vă rog, și dezăpeziți 10 metri de zăpadă. Și mai la bani lucrau niște oameni, în fața unei bănci. Da, banca e mai importantă decât patru oameni cu cărucioare. Bun, Nu, asta e mulțumesc drept, pentru nu? apel. Noroc. Îi închid omului și să vedem dacă mai sunt alți doritori. Victor Cojocari, să vedem dacă reușește. Un vot din partea mea din Anglia. Mulțumesc, Dumitru Botnaru. Sper că ai pașaportul moldovenesc valabil, altfel nu o să poți vota în Anglia, chiar dacă aveți multe secții de votare acolo. Tu crezi că ai putea lupta cu regimul? Da, cred că aș putea lupta cu regimul. Să bag lumină asupra faptelor lor tenebroase. E mare lucru când întorci camera spre niște gândaci din ăștia. Din spate flagul e al vostru, e al nostru, e flagul meu. Și seamănă curcubeu, nu-i așa? Zi drept că la Budapesta ai fost la Gomiș. Băi, n-am intrat în casa nimănui la Budapesta, niciodată. De 3 ori am trecut prin Budapesta și de fiecare dată eram ca turist. Dacă ajungi în Parlament, cum vei lupta cu deputații corupți? Îi voi denunța public. Când o să văd că ei fac ceva înțelegeri pe sub masă, hop, scot telefonul și transmit live. Sau ies imediat în conferință de presă și spun, iată, deputații ăștia au pun la cale o lege împotriva cetățenilor. De ce nu putem intra în live? Încercați, iată, unul după altul oamenii reușesc să intre în live. Ia ca și cineva cu numele Teut, să vedem dacă reușește să intre. Trebuie să țineți telefonul pe orizontală și să acceptați rotirea automată a ecranului. Pe cine susții la alegeri? Valerian Rotari, îl susțin pe Brega. Am auzit că candidează independent cu sigla asta. O să-l votez pe Brega și vă recomand. El de mult luptă, multă lume a ajutat, zice Radu Cucu și îi mulțumesc pentru recomandare. Am văzut multe live-uri în România. Te-ai mutat cu traiul acolo? Da, de vreo 2 ani la București. De ce anume biciclistul? Pentru că bicicleta înseamnă libertate. Înseamnă că nu ești sclavul banilor și a modei, cu cei mai bengoasă mașină, cu cei mai înaltă casă și tot așa. Eu am luat bicicleta ca simbol al libertății și al grijei pentru mediu, pentru ecologie. Biciclistul e mare lucru. Dacă ești biciclist, asta are deja o mentalitate, trădează o atitudine civică. Da, ești în direct. Da, Oleg, seara bună. Noroc. Vreau să spun că tot ce faci, faci foarte bine, dar nu ajută. Unii spun că îi ajută și chiar îmi mulțumesc deseori că le-am dat curaj, că le-am arătat cum să procedeze. Cum ne ajută? Dacă câțiva oameni s-au simțit mai bine după comunicarea cu mine,
Asta e minunat. Tu faci foarte bine filmările și faci toate filmările și le faci foarte bine și faci, dar nu ajută nimic. Nu, știi că în țara la noi nu se schimbă nimic. Suntem cum ești tu, cum sunt mulți. Dar nu... Păi cred că probabil trebuie să fie un pic mai mult, să facem o masă critică de cetățeni activi implicați. Mai ales că avem acum tehnologie de partea noastră, cam toată lumea are un smartphone și poate filma sau chiar transmite în direct. Haideți să facem presiune asupra celor care ne decid soarta. Și hai să-i schimbăm la vot. Dă un sfat, cum să facem? Despre? Cum să facem? Faceți ca Bregă sau mai bine decât el? Nu, cum să facem să schimbăm ceva? Mergeți la vot. Bun, mergem la vot. Și cine votăm? Pe cei mai buni, incoruptibili, care s-au manifestat până acum ca buni, sau măcar votați oameni noi. Dacă nu identificați pe cei buni, votați oameni noi. Cine n-a mai fost în Parlament, dați-le o șansă celor noi. Ești noi să înțeleg că acum, da? Și la acum sunt oameni vechi. Vedeți care partid are mai puțini oameni vechi. Foști ambasadori, foști procurori, foști deputați și miniștri. Eu acum, Oleg, mă aflu în Italia. Minunat. Până acum 15 ani m-am aflat în Rusia. Știi, nu tare mă impresiona, nu mă interesa tare politica noastră, că am văzut că și Dodon, și Voronin, și Teța ăștia... Sunt rominte. Îmblă ba acolo, ba dincolo. Zic să nu mai votați nici pe Voronin, nici pe Dodon, nici pe Plahotniuc, nici pe alții. Găsiți politicieni noi. Dai un sfat că ce să votăm? Mai aveți o săptămână să vă lămuriți. Căutați febril, comparați, priviți dezbateri de acasă, cercetați platformele lor electorale. Pe buletinul cu candidați independenți, votați-l pe Bregă. Pe buletinul cu partide, faceți cum vreți. Puteți să votați chiar și pe toți. Dați-le câte o ștampilă la fiecare. Am văzut că omul deja e obosit, e plictisit și l-am scos ca să intre altcineva, că stau vreo 3 la rând. Sper că nu s-a supărat foarte tare. 243 de oameni se uită la noi și așteaptă să fie mai vie emisiunea. Avem un ceas. Avem un ceas în față, da, e ora 10. Voi o să fiți șoche când o să aflați cine-s eu, zice Borea Bahlajan. S-ar putea să fie un troll pe care încă nu l-a blocat Facebook-ul. Suporter șor, e clar că dialogul este inutil, l-a etichetat Viorica Răilean. Dați-i bloc lui Borea. Lăsați-l pe Borea să se exprime, poate el e plătit pentru asta și își hrănește familia. Nu vă aninați de orașul Orhei, alt Borea, Condor. Nu ne animăm, Orhei tare ne-i dragă, de câte ori mă duc acasă, trec pe la Orhei. Oleg spune că în ziua de vot cei din diaspora să voteze partidul și candidatul numai. Să nu voteze cele două întrebări ca să dovedească să voteze cât mai mulți în diaspora. Doamnă Viorica Bânzar Diaconu, sunt de acord și am zis, am sfătuit oamenii să boicoteze referendumul că e o diversiune a lui Plahotniuc, dar am auzit pe mulți în diaspora care zic, e, pașaportul meu e expirat, dar eu o să mă duc oricum și o să le cer socoteală și o să le cer înscris, că de ce nu-mi dau voie să votez, ca după aceea să-i dau în judecată. Da, sigur vreți să trageți de timp și să nu mai reușească alții să voteze. Pe de altă parte, cred totuși că nu va mai fi înghesuială la secțiile de votare, nici din cauza referendumului, nici din cauza ăstora care vor să răzbirească cu pașapoartele expirate, pentru că prea puțini au pașapoartele valabile și dacă au aflat că nu se poate, nu o să meargă la vot. Și pentru că s-au deschis foarte multe secții de votare noi. Abda, îți plătit deșor, trebuie să am pe ce trăi, recunoaște Borea Bahlajan. V-am spus că i-am pus deci după rană și l-am nimerit, l-am vâcislit din prima, Vlad Beșleagă. Măcar tu poți intra cu telefonul pe orizontală încercați, altfel degeaba încercați, pe verticală nu o să puteți intra. Orizontală înseamnă așa telefonul. Iată așa e verticală, nu l-am aproape telefonul, îți vă arăt cum trebuie ținut, dar dacă nici orizontal, vertical nu știți, atunci nici nu meritați.
Oleg, în ce film te-ai recunoscut tu dacă ajungi conducător al statului? Mulțumesc! Alexandru Tkaci. N-am înțeles ce film. S-au făcut multe filme despre conducători de stat. Și oricum eu nu candidez pentru funcția de conducător de stat. Vreau să ajung deputat. Unul din 101. Eu sunt de acord cu tine, dar crezi că ai să reușești dacă vorbești urât cu oamenii acum? Ștefan Benone Lăcătuș. Eu nu vorbesc urât cu oamenii, eu mai fac glume și sper că spectatorii, alegătorii mei înțeleg gluma, au simțul umorului și nu se vor supăra pe mine numai pentru că zic al naibii, dracului sau ceva cu limbrici. Săptămâna trecută cineva zicea că s-a supărat. Dacă vă supărați pentru limbrici, vă meritați soarta. Stați busul flotul și până când o să vă dau eu liber. Eu sunt de acord cu tine, dar crezi... A, asta am citit. Benone, i-am citit. Eu nu cred că vorbesc urât cu oamenii. Oleg Mantaiocu Orhei, n-am înțeles ce asta. Aștept și alții. Mantaio? O fi slang argevski și eu nu-l înțeleg. Hai, oameni buni, cu telefonul pe orizontală, nu încercați să intrați pe verticală, că nu o să reușiți. Borea, dar tu ce ești, Mesie sau Dumnezeu, ca să fim șoche de cine ești tu? Băi, vă rog, nu polemizați așa, oameni buni, că nu o să mai citesc niciun comentariu acum. Să mă apuc eu să vă citesc polemicile astea penibile. Nu vreți să dialogați cu candidatul, vreți să dialogați cu trolii. Nu o să te retragi ca ultima dată? Mă întreabă Vasile Stăvilă Antone. Ultima dată când? Că nu m-am retras niciodată din cursă. Când am fost înregistrat, nu m-am retras. Nici în alegerile din 14 la parlamentare, nici în alegerile din 15 la locale. Iar la prezidențiale în 16 nici nu am fost înscris. Pentru că n-a reușit să adun decât câteva sute de semnături, timp în care ăștia deja au fost înregistrați cu 25.000 de semnături adunate peste noapte și am zis, băi, dar astea nu-s condiții egale, asta e bătaie de joc. Și am renunțat să mai strâng semnături și să mai candidez. Asta nu înseamnă că m-am retras. M-am declarat învins de mafie. Dar nu m-am retras. Nu m-aș fi retras. Am văzut că e inutilă candidatura și, iată, cu banii ăsta am încercat să candidez în România. Dar nici în România n-am putut și tot ca și cum m-am retras, m-am lăsat pe gubaș pentru că am constatat că legea nu-mi permite să candidez având domiciliu în străinătate, cetățenie românească, pașaport românesc, dar domiciliu în străinătate. Legea nu-mi permitea atunci să candidez, nici acum nu-mi permite, nu mi-ar permite, dar deja am domiciliu la București. N-am știut că bannerul din spate e flag, zice Gheorghe Scutari. E flag, băi, e de hârtie, dar e flag. Tamara Precul. Vreau să-l întreb pe cel din Orhei. El știe că avem de plătit 25 de ani pentru butaforia ușor. 25 de ani, s-ar putea mai mult să plătiți, că s-au luat credite într-o veselie acolo ca să facă trotuare încălzite. Oleg, vezi mesajele foarte târziu. Nicolae Bahnar, le citesc când pot. Vezi că mai trebuie să dialoghez cu omul care intră cu mine în dialog. Iată și acum așteaptă doi, dar nu știu de ce nu reușesc să intre. Probabil oamenii insistă să intre cu telefonul pe verticală, când el trebuie ținut pe orizontală și acceptată rotirea automată a ecranului. Eu îi păzesc bicicleta lui Oleg Brega. Cum o păzești, băi? Că am lacăt, sistem antifurt. Nu-i nevoie, stai, pleacă de acolo, caută-ți de treabă, că nu-i nevoie să o păzești. Sper că nu sunt doar vorbe. Denis Florea, salut. Oleg, nu ești la curent dacă partidele care nu vor trece pragul electoral, e posibil ca acele partide să își vândă sau să doneze voturile unui partid care a trecut pragul electoral? Nu, Sașa Adrian. Acele voturi distribuie conform unui algoritm complicat și verificat de mulți ani. Partidelor care au mai multe voturi li se redistribuie mai multe voturi, cele care au mai puține iau mai puține voturi. Așa se explică de ce Voronin cu comuniștii, tot în februarie, pe 25 februarie 2001, au luat 71 de mandate când ei câștigaseră doar 50% din voturi. Deci aveau jumătate din voturi, dar au luat
majoritate constituțională covârșitoare, 71 de mandate din 101, pentru că s-au redistribuit voturile de la Partidul Democrat, care n-a trecut pragul electoral, și de la multe altele care au rămas în afara pragului electoral. De asta presupun că și acum unele partide e posibil să se retragă în ajun de alegeri, pentru că cineva, cum ziceți voi, o să le cumpere voturile. Și o să apară la conferință și o să zică: noi ne retragem, vă rugăm să votați trandafirul. Sau eu știu ce partid acolo. Bătrânii din sat nu iubesc românii, deoarece jandarmii le aplicau pedepse corporale și diferite torturi. Ca de exemplu, Crăciunul pe stil nou. Dacă intră un jandarm într-o zi de Crăciun și oamenii nu au bucate pe masă, ei erau pedepsiți, zice Tudor Sârghe, și eu n-am auzit despre astfel de pedepse, dar da, am auzit că jandarmii s-au comportat lamentabil pe timpul administrației românești de 22-25 de ani la începutul secolului trecut. Ce crezi despre Vladimir Zelenski, candidat din Ucraina? Nu cred nimic, mă întrebau oamenii când lucram la Jurnal TV, făceam emisiunea aceea Inamicul Public, și oamenii mă întrebau: alo, Oleg, ce părere ai despre emisiunea Sluga Naroda? Filmul Sluga Naroda? Habar n-am, nu l-am văzut niciodată. Acum am văzut un episod, două, dacă n-am mai avut eu emisiune, aveam când să privesc. Oamenii mă întreabă: dar ce crezi despre Zelenski care candidează? Foarte bine, foarte bine că a făcut filmul acela, foarte bine că candidează. N-am nicio părere, nu știu nimic despre el. Ce să chinui Vlad Beșleagă și cu Victor Cojucari să intre? Probabil țin telefonul pe verticală. Schimbarea începe de la tine, zice Ana Lupanciuc. Bravo, biciclistule, curcubeu e alegerea cea mai bună. Curcubeu e simbolul diversității și eu apăr drepturile omului și apăr pluralismul de opinie. Bravo, Bregă, pentru tot ce faci. Mulțumesc, Ion Harin. Care este șansa? Cum să ajungi la putere, nu o să începi să furi și tu, Oleg? Adrian Marin, dați-mi o șansă, o să vedeți. Dar din 45 de ani până acum și 20 de ani de activitate civică, ați văzut că nu am interes să mă îmbogățesc, nu mi-am făcut familie, urmași pe care să-i fericesc cu vile în Elveția sau cu chirii scumpe la Londra. Puteți fi sigur acum că nu am pentru cine să adun averi și nu am interesul să îmbogățesc. Vreau să-mi trăiesc viața demn, curajos, până în ultima zi sau noapte. Păi mai buni erau rușii care i-au deportat în Siberia, zice Boris Caraion în replică celei care a zis că jandarmii români ne băteau. Băi, oameni buni, Victor Cojucari și cu Vlad Beșleagă, nu vă mai accept, pentru că de atâta timp încerc să vă adaug și nu reușesc. Să vedem Valeriu Gușan dacă poate reveni. Se plângea mai devreme că nu are butonul verde, dar iată, l-a găsit odată și a vorbit. Acum și a doua oare probabil o să intre. Da, uite, îl poftim, e aici. Salut! Eu am vrut să mă intervin odată în privința la votul logic sau votul deștept. Vreau să îndemn oamenii să nu voteze partidele cu șansă sau care arată în sondaj, dar să voteze partidele care le reprezintă, chiar dacă ele nu au șansă. Prin votul vostru voi sponsorizați, deoarece îi primesc bani de la stat. Prin asta voi să-i susțineți încă 4 ani de zile să mai fie pe arena politică. Chiar dacă eventual s-ar părea că ei n-ar acumula acel 6% care este pragul. Așa că un îndemn, nu vă descurajați dacă vă vedeți un partid care e mic și nu vă, și posibil n-a să intre. Oricum dați votul pentru el. Asta eu așa văd. Tu cum zici, Oleg? Pentru că prin redistribuire, oricum votul vostru, dacă nu treceți pragul, o să se ducă la partidele cu șanse și tot acolo e nimerit. Da, dar și el pune șansa că el să aibă finanțare de la stat și să mai supraviețuiască încă 4 ani acolo. A, și argumentul ăsta e foarte bun, nu l-am auzit. Parlament. Da, e un argument bun. Partidele noi trebuie susținute ca să aibă viață și să vină alternativă partidelor care s-au manifestat deja. Bine, seara bună! Noroc, Valeriu, mersi pentru intervenție și pentru întrebări.
cineva reproșa acolo. Băi, oameni buni, puneți întrebări deștepte. Nu toți sunt capabili să pună întrebări deștepte, dar eu vă aștept aici în dialog cu mine și pentru comentarii, nu neapărat pentru întrebări. Întrebări poți să o pui și acolo în text. Bună seara, să trăiți, Da, domnule. bună, bună. Eu nu sunt moldovean, dar te Na, apreciez nimeni foarte nu-i mult perfect. pentru ce faci. Omule, tu pentru țara ta, ceea ce vrei să faci, faci un lucru foarte deosebit și foarte bun. Cum ar fi la noi, Mălin Bot. Așa ești tu pentru țara ta. Omule, Pe mine m-ar eu am flata un mai venit. degrabă o Eu comparație am cu un Moise venit Guran decât cu foarte Mălin bun la Bot. tine. Da? Bine, bine. Adică, în ce sens? În sens că nu îmi place comparația cu Mălin Bot, dar e adevărat că Nu, Moise eu ți-am Guran nu spus. iese la proteste, pe când eu, ca Mălin Bot, ies la proteste, le rezist. Deci, bine, să Nu, rămân comparat cu Mălin Bot. mă scuz, eu am spus că ești mult mai, cum să spun, nu mai Dumnezeu cu mine. Pentru țara ta faci și faci Mălin pentru România. Ok. Da? Așa. Dar moldovenii trebuie să înțeleagă, om ca tine nu o să mai găsească. Omule, am râs, dar nu că am râs, cu lacrimi de tot ce aici ai făcut tu până acum. Și de ăla care l-ai Dumnezeu cu mila, l-ai înjurat și ai spus, ce faci, mă, pedecatule? Tu nu te uiți pe unde mergi, mă, fratele meu. Dar am râs cu lacrimi. Deci toată familia mea zic, mă, uitați-vă la omul ăsta ce aici face. Ăsta e om care îți spune adevărul față și tot ce aici face. Deci nu cât îmi minte, că se vede un om când minte, fratele meu. Se vede dacă minți sau spui adevărul. Tu ești un om dintr-o bucată. Băi, ăsta sunt așa mai. Totuși, situația ce e Sfârșit. de la ușa primăriei București, unde s-a întâmplat incidentul, nu Ce era chiar de postează? râs. Pentru că au tăiat stema, un simbol de stat, simbol oficial, și pentru că acela mă împiedica să filmez. Fizic, m-a atacat fizic. Și asta e grav, nu e de râs. Eu te Oricum, mă urmăresc. bucur că vă Eu te bine dispuneți și vă urmăresc. distrați. Nu, dar deci eu te urmăresc pentru că mi-a plăcut felul în care te comporți tu, felul care cum te exprimi tu, felul cum ești. Deci pentru mine îți spun, ești un om foarte hotărât în ceea ce vrei să faci, dar nu știu. Pentru noi, pentru familia mea, pentru noi a fost ceva foarte amuzant. Și în toate Mulțumesc. videoclipurile care le-am văzut și în piață, la voi în Moldova, că la lua marfa, o punea Dumnezeu cu mila, venea poliția, nu-i făcea nimic. Omule, te-am urmărit până acum. Este păcat, și le spun la toți moldovenii, dar dacă sunt români, este păcat ca un om ca tine să nu fii votat, să nu ajungi acolo unde vrei. Este păcat să nu ajungi acolo unde vrei. Pentru Bun. ei faci asta. Crede-mă, din suflet îți spun. Am doi Mulțumesc. băieți și te rog să ajungi, mă rog, să ajungi exact unde îți dorești. Mulțumesc foarte mult, seară bună. Am închis că nu vreau să fiu lăudat prea mult și văd că foarte multă lume încă așteaptă să intre în discuție. Vitalie Lisnic mă întreabă dacă mi-am cerut scuze pentru că l-am apărat pe găgăuzul rusofon. Nu văd de ce mi-aș scuza pentru faptul că am apărat legea. Și legea acum spune că polițaiul, funcționar public, e obligat să răspundă rusește dacă cineva îi se adresează rusește. Nu sunt de acord cu legea asta și chiar în programul meu electoral am ideea de a anula statutul privilegiat al limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică. Acest statut îl merită limba română. Dar acum legea e altfel și legea trebuie respectată, chiar dacă nu ești de acord cu ea. Te-am mai băgat odată? Nu, pe dumneata am vrut să te bag scuze. Am vrut pe altcineva. Nu e Scuze. nicio problemă. Seară bună. Aici se păstrează toate încercările dumitale de a intra și iată, eu n-am fost atent ce nume ai și de aceea te-am mai poftit odată. Acum intră Vitalie Lisnic, sper că reușește, sper că are telefonul pe orizontală. De altfel, Vitalie Lisnic m-a învățat să fac hangout-uri pe YouTube acum 5 ani. Da? Nu, iată, el nu, n-a reușit sau a renunțat. Probabil a văzut că i-am citit întrebarea și a fost mulțumit, n-a mai avut nevoie de
să intre în direct. Ups, dar de ce nu reușesc să închid asta? Am închis. Mai citesc întrebări. Tu spui că votezi pe cei mai buni, dar eu pot să spun că buni nu-s toți. Îs prea curviși și avem nicio șansă să scăpăm de draconi. Puneți mintea în mișcare, comparați platformele, discursurile, verificați care și ce funcție a deținut. Oleg, m-ar fi interesant să aflu părerea ta despre partidul antimafie. Mulțumesc! Nu cred că există partid și nici mișcare antimafie. Există Sergiu Mocanu și o duzină de oameni în jurul lui. Vedeți câți candidați au pentru lista națională, pentru listele, pentru circumscripții unii nominale, n-au niciun candidat. Ei spun că în felul ăsta au protestat, dar cel mai probabil n-a avut cine să candideze din partea lor. Nu există așa mișcare, nu cred că au 4.000 de membri activi. Unde pot să te votez? Igor Obreja, pot să mă votez în Europa, cu pașaport moldovenesc varabil, în țările UE și Schengen. Măcar treci prutul la Iași, la Vaslui, la Suceava. Nu, la Vaslui nu este, la Bacău este. Sau la Galați. Găsiți secții de votare chiar lângă Prut. Sper să reușești ce ți-ai dorit. Viorel Afteni, mulțumesc. E greu să reușesc, e aproape imposibil de când s-a băgat Maia Sandu peste mine în circunscripția asta. Dar eu sper să iau măcar scorul al doilea, să le întrec pe candidatele mafiei. Mă refer la Olga Coptu și celelalte promovate discret de Partidul Mafiot de Guvernare. Haide, oameni buni, postați și susțineți pe Oleg să mai alegem și alți oameni. De acord, votați-l pe Brega. Borea Bahlajan a început să-l promoveze pe Brega și zicea că e troll de-al ușor. Auzeam că azi, nu știu dacă se confirmă chestia asta, auzeam că azi sau ieri, nu, de ziua îndrăgostiților, Partidul Democrat ar fi dat membrilor săi nu știu ce cadouri, o ciocolată mare, frumoasă, cu stema Moldovei. Dar jos în colț, acolo scrie Șor. Deci, la Partidul Democrat se dau ciocolate cu stema lui Șor? Asta chiar că ar fi culmea. Dacă cineva poate să confirme chestia asta, ar fi înfiorător. Oleg, care ar fi primul lucru pe care vrei să-l faci ajungând în Parlament? Am spus Nelu Martiș să privește acest video la început, în primul sfert de oră. Și spun în fiecare seară. O să aprind lumina și o să deschid geamurile să aerisească. Sergiu Ceban, bună seara, domnul Brega. Ce schimbări vrei propune în Parlament pentru cei care comit infracțiuni de corupere pasivă? E prevăzut deja în codul penal pedeapsă pentru corupere pasivă și pentru cea activă. Acum trebuie organele de drept să îi impună, să aplice această lege. După părerea ta, cine merită votul dintre partide? Cine are mai puțin oameni vechi? Da, așa am zis. Cine are mai puțini oameni care au fost la guvernare, pe aceia să-i faceți deputați. Oleg, ești sigur că voturile nu vor fi falsificate? Nu sunt sigur și există o grămadă indicii că chiar în Italia se pune la cale falsificarea voturilor pentru că guvernarea a deschis 29 de secții de votare din 83 câte sunt în toată Europa. Deci numai în Italia sunt 29 de secții de votare, chiar și în România sunt mai puține, sunt 12. Și acolo, din partea mafiei, candidează actuala ambasadoare, fosta șefă a secției a departamentului relației cu diaspora, un lăcătuș, nu știu care, dar care apare cu țuțul alături în fotografii, chiar azi l-am difuzat poze cu el, și o doamnă care zice că conduce o fundație, o asociație, nu știu ce, dar îmi propunea să semnez un document împotriva Maiei Sandu, pe care i l-a redactat cineva de la partidul lui Plahotniuc. Deci 4 candidați din Italia și toți 4 sunt ai mafiei. E clar că se pune la cale o mare fraudă chiar în Italia. Aveți grijă dacă votați în Italia să numărați cât puteți alegătorii, să vedeți cine și cu ce pașapoarte votează și neapărat să documentați video, foto, text, să povestiți ce se întâmplă în Italia ca să ne împotrivim fraudării alegerilor. Domnul strânge 500.000 de semnături și după intră la alegeri, zice Luca Liviu, dar nu știu cui se referă. Eu am putut să mă înscriu la alegeri cu 750 de semnături, dintre care mafia mi-a tăiat 200 de semnături, totuși cu 550 de semnături am fost înregistrat. La alegerile din România e dezastru. Iată, pentru europarlamentare ca să candidez îmi trebuie 100.000 de semnături
să candideze independent. Ceea ce mi se pare ireal, aberant, absurd. Un partid trebuie să strângă 200.000 de semnături și un candidat independent 100.000. E bătaie de joc de dreptul fundamental de a candida, de a participa în viața publică. Oleg, salut, spune-te, rog, legile care sunt și nu pot fi anulate ori modificate. Toate legile pot fi anulate sau modificate, inclusiv Constituția. Dar pentru a modifica Constituția trebuie două treimi din membrii Parlamentului, iar legile organice simple pot fi schimbate cu o majoritate simplă. Da, Oleg, ești băie de treabă, te luți pentru adevăr, dar lumea este confuză, fiindcă la început promit și apoi uită totul. Zinaida Sofroni, în aproape 20 de ani de activism, am demonstrat că sunt consecvent și nu uit, iar dacă uit, mă scuz și revin la decizia mea. Deci nu pot fi nici speriat, nici șantajat, nici păcălit, nici cumpărat. Votați un incoruptibil ca Brega. Anume persoane ca tine are nevoie Parlamentul, zice Ludmila Ampava. Vreau să mă adresez diasporei și nu numai. Votați Brega plus blocul acum. Cred că este alegerea cea mai bună. Sunteți liberi pe buletinul cel unde apar doar partidele să votați pe cine vreți. Eu vă rog acolo unde apar candidații independenți să mă votați pe mine, candidatul pe bicicletă. Ăsta e simbolul meu electoral care apare în buletin. Cine este mai bine pentru liderii noștri? Ce este mai bine pentru liderii noștri politici? Întreabă Mihai Cujbă. Să câștige pe circunscripție pe care ai un candidat sau să câștige partidele din care provin? Omule, ei își doresc să câștige pe linie, peste tot, să câștige și să dețină majoritatea guvernamentală. Că altfel vor fi nevoiți să facă coaliții. Și cine crezi că o să facă coaliție? Blocul acum cumva cu PD, cu Plahotniuc? Sau Plahotniuc cumva cu Dodon, cu care zice că nu are nicio treabă? Sau cu Șor o să vrea cineva să facă coaliție? Sau cu Renato Usatăi? Mă îndoiesc. Da, o să vedem. Toți își doresc să aibă majoritate. O fi rău dacă nu ajunge în Parlamentul Republicii Moldova, dar speranța moare ultima. Succes în continuare. Anton Terzi, mulțumesc. Depind de votul vostru. Foarte corect spus și pentru mine tot ești corect, zice Mihai Cojocari și îi mulțumesc. Brega, te cunosc personal. Care-i planul tău? Pietru Pădure mă întreabă. Ce schimbare ai face? Știu că ești bravo, dar ai un plan concret? N-am. Mă duc acolo să fac opoziție și va trebui să reacționez la ceea ce pun la cale majoritarii, cei care vor forma guvernul. Îl vor forma pe ascuns, noaptea, îl vor vota pe furiș, cu înțelegeri, vor partaja funcții din stat. Eu să folosesc toate instrumentele democratice și pașnice ca să îi împiedic sau să bag lumina acolo unde ei vor umbră, unde ei vor întuneric și mișmașuri. Deci dacă mă cunoști personal, crede-mă că pot să fac asta. Un vot din Anglia. Mulțumesc, Natalia Proca. Oleg Dodon, ce face? Costel Gheban, nu înțeleg ce vrei de la mine. Habar n-am ce face Dodon. Întrebați-l pe el sau Partidul Socialiștilor pe care îl sprijină. Oleg, te rog, permite la fiecare să spună ceea ce are de spus. Prea repede închizi. Unii se supără. Chiar dacă te laudă, e super. Doamnă Maria, totuși, nu cred că e bine să vorbească oamenii prea mult. Ați văzut aseară sau alaltă seară când intra Vyacheslav Petru Molodiuc și curgea unul după altă comentarii. Scoate-l băi, scoate-l băi că vorbește prea mult. Deci haideți să ne încadrăm, eu știu, în 5 minute. Și ați văzut că azi nimeni n-a vorbit mai mult de 5 minute, ceea ce mi se pare rațional. În 2 ore să încapă vreo 20 de oameni să vorbească, mi se pare minunat. Cât avem ceasul? Așa, încă vreo jumătate de oră mai stau pe fir, cât mai sunt întrebări și cât mai sunt doritori să participe în discuție cu mine. Puteți participa în dialog cu mine doar de pe telefonul mobil și doar dacă îl țineți în poziție orizontală și acceptați rotirea automată a ecranului. Și atunci, în partea de jos, aveți un buton verde, doi omuleți alături, apăsați pe acel buton verde, eu primesc notificare că vreți să intrați, vă accept, după aceea trebuie să mai apăsați un buton albastru de intrare în dialog și poftim, intrați cu mine în direct și vă văd 250 de oameni în clipa asta.
Da, dar ai văzut cum a procedat șoferul umflat în piene cu agentul rutier? Da, doamnă, dar eu nu-l apăr pe șoferul umflat în piene pentru că e rus sau pentru că e găgăuz, ci pentru că are dreptate și are dreptul. Legea îi permite să facă chestia asta. Și cât legea îi permite, are dreptul. Eu apăr drepturile oamenilor și apăr supremația legii. Eu vreau să se procedeze conform legii. Iar în Parlament, dacă ajung, voi putea iniția chiar modificarea legii cu care nu sunt de acord. De exemplu, legea aceea aberantă din 89 despre funcționarea limbilor, de mult trebuia abrogată. Chiar și Curtea Constituțională anul trecut a considerat-o desuietă, învechită. Dar Parlamentul trebuia să o anuleze, acea lege desuietă, învechită. Salut din Găgăuzia, succese, zice Demian Andrei Arina. Sunt curios ce părere are Demian Andrei Arina despre ideea mea de a reduce privilegiile limbii ruse. E cineva în direct cu noi, zicem bună seara. Alo, Oleg. Parcă era tizul meu, Oleg, așa îl chema, dar n-am fost atent cum îl cheamă. Igor. Să vedem dacă intră Igor. Pe cine să votez că toți sunt de la o mamă, flori, crizanteme decorative? Nu cred că e chiar așa. Eu cred că sunt și oameni de treabă. Zic să mai căutați. Mai ales pe circumscripția noastră sunt 13 candidați și 15 partide. Aveți de unde alege. Ab câți au trecut pe la tine prin șahtă? Întreabă Bore Bahlajan și nu înțeleg slang-ul. O fi ceva de la ei, de la Orhei, de la cum îl cheamă? Șor, de la Ilan Șor. Nu știu așa, slang, nu știu ce să-i răspund, ce vrea omul să știe. Te putem vota în Italia? Da, în Italia mă puteți vota, o să aveți 29 de secții de votare, mai ales în Nord. Între Milano și Veneția sunt o grămadă de secții de votare. Mă tem că acolo mafia pune la cale fraudarea alegerilor din diaspora occidentală. Vă rog să aveți grijă, vă rog să fiți cu ochii în patru, să mă ajutați să monitorizăm acele alegeri ca să nu ne fure votul. Și tot za tema, к сожалению, не знаю молдавский, Руслан Сакартвело. Noi nu știm limba georgiană, că Sakartvelo înseamnă Georgia în limba lor. Și nici nu vrem să vorbim rusește. Mă tem că și mâine la televiziune ce e Novoe Radio, la postul acela de radio, la dezbateri electorale, mă tem că tot românește o să vorbesc, că nu cred că o să pot să mă exprim rusește, mai ales după 2 ani de București, de când nu mai vorbesc rusește aici, s-ar putea să mai degrabă să mă fac de râs. Familia Ceban îți spune ceva? Oleg, întreabă Piotr Nicolaevici. Știu o grămadă de-a familiei Ceban. Nu știu la care te referi. Și la mine în sat avem chiar neamuri Ceban. O soră de-a bunicii mele a fost măritată cu Ciobanu. Brega în live nu pot intra, însă te întreb, dacă intri în Parlament, crezi că vei face față de unul singur împotriva mafiei? Luptă cu morile de vânt. Păi eu o să încerc. Nu cred că David să lupt cu pietrele cu Goliat. Nu cred că Temir ce Spartan sau ce modele din astea istorice avem noi. Eu cred în instrumentele democratice, eu cred în lumina vărsată peste faptele politicienilor. Oho, prima dată depășim recordul, să avem peste 300 de spectatori live. Deci eu cred în puterea cuvântului, eu cred în puterea legii și mediatizare. Oleg, dar eu știu că Șor e cu Plaha. Așa știm și noi cine s-a îndoit. Bregă, care-i planul tău? Planul meu e să ajung în Parlament și să fac treabă mai bună decât actualii deputați. Oleg, lumea cade odată. Îți propune pe Dumnezeu și tu refuzi. Cum crezi? Ei bine, de un deputat, Victor Cojucaru, n-am înțeles întrebarea, dar probabil e un reproș pentru scepticismul meu în materie de credință. Eu mă îndoiesc că Dumnezeu există și sunt aproape convins că preoții sunt niște scroci care vă speculează ignoranța și frica de Bojica. Și în felul ăsta ei ajung foarte bogați, preoții și călugării, pentru că le dați prea mulți bani, nejustificat de mulți. Oleg, lumea cade, asta am citit.
Кстати, а где можно почитать вашу предвыборную программу, если она есть? Подскажите, пожалуйста. Ярослав Вишневский. De la Bălți oricum n-ai să mă poți vota, va trebui să dai o fugă până la Iași cu pașaport moldovenesc valabil ca să votezi, dar totuși un fel de idei electorale în loc de program electoral le găsiți pe pagina mea de Facebook Oleg Brega, candidat independent. E sigla mea oficială și se numește la notițe acolo idei electorale în loc de platformă. Pentru că eu nu sunt partid, nu vreau să ajung la guvernare, nu pot să ajung la guvernare, voi fi unul împotriva la 100, deci eu mă pregătesc pentru opoziție. Nu am ce să fac planuri, platformă electorală, pentru că nu o să dețin majoritatea. Cu un singur vot nu poți deține majoritatea. Dar aș propune, de exemplu, abolirea armatei obligatorie, cum am zis mai devreme, aș propune reducerea privilegiilor limbii ruse să nu fie limbă de comunicare interetnică, ci limba română să aibă acest statut. Tu crezi în Dumnezeu? Alex Oprea nu crede în Dumnezeu, dar el crede în mine. Salutare din Belfast, Irlanda de Nord. Salut, Casian, Alex. Știu că acolo aveți cel puțin două secții de votare. Pregătiți-vă să mergeți la vot, să aveți pașaportul moldovenesc valabil. Altfel nu veți putea vota. Năstase e un impostor, zice Sergiu Sârbu, Sârghi Tudor. Ups, ce a zis? A, am pierdut, gata, nu mai este mesajul despre Năstase Intostor. El e ateist. De unde așa previziuni? Ești cumva Baba Vanga? De Ana Crăciun zice, nu știu despre cine, despre mine oare. Nu crede el în Dumnezeu, zice Vitalie Lisnic, care e și mai ateu decât mine. El s-a declarat patriarhul Bisericii Sataniste. E administrator al grupului atei și agnostici din Republica Moldova. Da, sunt ateu dezbotezat. Căutați pe YouTube dezbotezare Oleg Brega și o să vedeți procedura din 1 martie 2013. Hai băieți, distribuiți toți să se vadă peste tot. Mulțumesc Vlad Beșleagă, asta e ideea. Sunt cu buget zero, nu cheltui bani ca să-mi fac reclamă, pentru că mi se pare imoral, dar și legea nu-mi permite să cheltui din banii mei pentru asta. Pentru că banii mei sunt făcuți la YouTube în Irlanda. Și de aceea contez pe munca voastră voluntară. Like, share, comment, transmiteți mesaje private oamenilor. Ia uitați-vă, Brega candidează în Europa. Îl puteți vota din Italia sau din Franța sau din Irlanda sau din România. Mămăligă Serghei nu crede că sunt ateist. Jur, schiorăsc. Oleg, ce plan ai tu de schimbare? Ce schimbare ai face? Aș interzice prin lege să se dea bani publici la biserică. Biserica e autosuficientă, n-are nevoie de bani de la buget, de la bugetul statului, de la bugetul public. A intrat o doamnă cu noi în direct, îi zicem bună seara. Da, bună seara de la Israel. Oh, mă bucur, doar știți că nu puteți vota pentru mine. Știu că nu putem, pentru că de atât așa astea. Eu pur și simplu am vrut să te întreb tine, Oleg. Văd că așa... Cum? De exemplu, puterea ta așa la cuvânt e foarte, e tare, e bună și e trainică, dar E dresat papagalul. Eu am să-ți spun alt lucru. Nu trebuie să ai încredere. Poporul nostru e, nu stăți, dar e trădător de Doamne ferești. Și îl cumperi și îl vinzi cum vrei. Eu am să-ți spun un lucru. Plahotniuc, Dodon, nu de mult a fost, cu o lună în urmă a fost la Israel, în Rishon LeZion. A făcut o masă într-un restaurant cu tot băbăritul isteanu, care, iartă-mă de cuvânt, șterge fundul la băbăritul ăsta, și le-a dat, și le-a hrănit, și le-a pus tot degeaba. Și aia este atât de pe Dodonul să-l susțină. Îți dai seama. Unii nu s-ar duși Plahotniuc, tot așa și lucru face. De câte o bucățică, îi mai zvârle câte un 500 de lei acolo, sau cât mai isteanu, ștăți ca proștii, ca oile, știi cum îi șireadă? Ia că așa se duc și ele. Și n-ar și lege și care tu zici că tu poți o faci prin lege. N-ar și, dar știi de ce? Îți spun deodată de ce. De atâta că lumea nu e unită. Lumea a fost unită. De mult aveți și zburat stăți din Parlament. Nu numai Plahotniuc, nu numai Dodon, nu numai Șor și Văcariu Istianu care o furat miliardul și care ședeși tot pe schinare la oameni, ședeși și faci reclamă prin Orhei. Nu există așa ceva. Eu am zis, poporul nostru e prost. Nu ieși și-a fost până la anii 90. Poporul era unit. Băi, trebuie acolo să uniu, fășeu.
dar mâine atât să vândă, să vinde unul pe altul. Unii dă mai mult, acolo se duce. Nu se uită că este așa, pe urmă îl jumulește și de bani, și de mâncare, și de acelea, și de crapă de foame pe urmă. Și cât e impozite mari, și cât am... Ei nu observă cu cât ar să plătească, de exemplu, amuian, iarăși gazul, iarăși lumina, iarăși este, tătile scumpiesc. Cum o să trăiască ei dacă ei or să-i voteze iară pe răpănoșii și anul iară de acolo? Ei îmblu și fac o leacă de agitații și știu, gata, noi suntem cu voi. Și proști ăștia de la țară. A, mi-au dat un sac de cartofi. Știu, hai după șor, hai după șela, hai după șela. Dar nu se uită la faptele lor, că tot ei fac așa ca lumea asta bătrână mă repede să moară. Tot ei șer și o trăjesc cu lucrurile astea care le trecut, că aici mai mult vorbesc în limba rusă, le trecut srocul. Înțelegi? Valabilitatea la producție. Și ce amăjesc lumea de anul nou, caravane cu cadouri și că proști și așteaptă caravane și autobusurile ușor, că și copii și îngheață pentru două cadouri. Băi, dar să pozorăști moldovanul ăsta ca pe nu știu și. Eu nu înțeleg, că chiar cât de toromac, băi, cât asta e anul, băi, dacă ți-ai pus în plan ca și, de exemplu, să ajungi în Parlament, să poți să, măcar fă față și la lume, ca lumea asta să poată o leacă și de impasul ăsta, ieșat cu 800-900 de lei, ei zică, ridică, că fac, cu una alta, unde sunt familiile astea care tineri, care au promis ei că au dreptul să le dea ajutor ca să facă o casă, ca să facă una, ca să facă alta. Unde sunt lucrurile astea? Nu sunt. Tăți de asta și fug tăți din țară. Tăți să stărui să prânească cu alte cetățenii. Problema nu e în asta. Uite, eu 7 ani de zile, eu amui am prânit cetățenie. Dar în 7 ani de zile eu am să spun un lucru, oameni buni. Fetele mele, două fete, o șas la Moldova și o șas pe mâini străine. Un an de zile la o dădacă, un an de zile la alta. Moldovanul nostru știi cum e? E, stai ca și ei acolo, la dânsa banul învârtește. Din 500 de dolari pe doi copii, n-am ieșit niciodată. Și de la și ultimul an, o dăscând, ei, dacă și tu acolo faci bani, 700 de ani. Dă-mi 700 că 500 n-ajung. Cât e de hapsun și de prost moldovanul, cu atât mai mult pierde, înțelegi? Și de atât aș îți spun. La noi, la Moldova, nu mai faci nică. Ei, o parte, nu zic stăți. O parte, da, merg pe calea și-i dreaptă. Dar o parte care îi fac față că merg după tine, ei, la urmă, tot ei și te vândă, înțelegi? De atât aș nu-i încredere de amă. Am înțeles. Mulțumesc, doamnă, ia pentru... Așa că nu are rost să așa mari zbateri și mari de esteanu, că nu are. N-are niciun toc nică. Toate alegerile astea care, de exemplu, amuia nu sunt, toate alegerile astea. Eu aș crede, de exemplu, că acum tu ești candidat independent, adică n-are niciun partid, n-are trecuturi de astea nu care, aha, cândva au fost, au furat și iară vrea să vie iară, înțelegi? Dar eu încă întrebarea, și cum aia, Sandu? E drept că femeia asta cu Năstas sunt în partidul ăsta, da? Păi da, e partidul condus de Andrei Năstase, iar Maia Sandu conduce partidul PAS și împreună au făcut blocul acum. Aha, dar încă una, tot și să vorbește amăia despre dânsa, că prin Germania au găsit-o că, cu femei, că se întâlnește prin hoteluri, chestii de astea, că mă iertați de cuvânt că e lesbian, că chestii de astea. Asta e viața ei privată și chiar nu mă interesează și nu înțeleg nu, de ce. Nu, și de ce vă interesează pe dumneavoastră? Ca... Un om care să ajungă la Parlament și să conducă un popor, e trebuie să dea dovadă. Trebuie dovadă, să aibă... Dovadă de ce? În viața ei privată, adică nu-i treaba ei ce face. Nu, eu cred că ca să ajungi așa ceva în Parlament și să poți tu conduci un popor întreg și tu să ai așa o viață, dacă înseamnă că e pătăță ăștia de prin țările străine să-i aduc în țară la noi și hai tăt și-o înșeașă. Dar care e problema dacă vin oameni din țări străine în țară la noi? Dumneavoastră doar sunteți într-o țară străină. Vi se pare problematic? Da, dar eu când vin la mine acasă, tot aș vrea ca să nu văd tăt prostologiile astea. Nu? Cășat prin... La noi numai la noi în Chișinău numai câți pentru o leibu să vezi numai debilism de astea. Chiar nu știu. Nu știu, eu parte de acord cu Putin. O lași
o strâns tătă ăsta și o închis tătă din nebuniile astea, nu? Că nu există oameni care sunt și bolnași de așa ceva, înțelegi? Nu se nasc. Ei se fac așa, dar nu se nasc cu așa boală. Păi oamenii de știință spun că așa se nasc oamenii. Dumneavoastră, de ce considerați asta boală? Vă credeți om de știință? Oamenii de știință, ei nu se nasc cu așa ceva. Ei psihologic. Oamenii de știință au spus că așa se nasc oamenii. E, nu există, asta e minciună. Nu există niciun savant, nimeni nu a deschis că se nască copilul sau fata sau astianul cu aspecte de astea. Nu îmi există pare, asta. Nu ne-ar, există. Ne-ar părea foarte rău ca fiica dumneavoastră să fie gay, lesbiene sau bisexual și să aibă de suferit din cauza... Oameni ferești cu alungi de acasă. Uite, exact, ia, mă, exact, că chemie cu alungi de acasă! Anume din cauza atitudinii astea, îmi pare rău pentru copilul dumneavoastră. Și atunci el sau ea... Nu. Și atunci copilul dumneavoastră, ca să satisfacă așteptările dumneavoastră, se va căsători de nevoie cu cineva hetero și se vor chinui amândoi. Dumneavoastră vă doriți ca... copilul dumneavoastră să se căsătorească cu cineva hetero sau să nu fie gay, nici unul, dar să se căsătorească cu o persoană gay preciută. Care de ochii lumii. De ochii lumii o să se căsătorească. Asta e cei mai mari. Asta e contra, că asta e că nu știu, e contra religiei, contra la tot ce e sfânt pe fața pământului, să ei străiești cu așa ceva. Nu, nu există pentru mine așa ceva. Eu nu pot primi lucrurile astea, înțelegi? Mă mir că nu vă place Dodon. Dodon exact e de aceeași părere ca dumneavoastră. Și de fapt el nici nu crede în chestia asta, dar el speculează anume fricile dumneavoastră de față de gay, lesbiene, bisexuali. Nu, chestia este eu nu le adept pentru că nu... Atunci nu, sunteți, nu alegătoare, sunteți alegătoare perfectă pentru Dodon. Nu, și pentru nu, Șor. Nu, și pentru Șor. Asta nici nu... Nu. Troița asta, și cât o trăit schinarea poporului, nici să nu-i văd, nici să nu-i aud. Nu. Atunci o să vă fie greu să găsiți alți candidați. O să vă fie greu să găsiți alți candidați, pentru că ăștia, troița asta, stârnesc astfel de bârfe despre Maia Sandu sau despre mine sau despre Andrei Năstase, dumneavoastră îi credeți și probabil nu o să mergeți la vot. Și taman asta urmăresc. Bun, mulțumesc, doamnă, pentru apel. La vot n-are cum. Mulțumesc pentru apel. E clară părerea noastră. Sper că o să mai avem ocazia să vorbim. Totuși m-ați întristat cu atitudinea asta. Inițial m-am bucurat că nu vă place de Dodon, de Șor și de Plahotniuc, dar după aceea am constatat că sunteți alegătoarea lor perfectă. Adică ăsta e profilul de alegător al lui Dodon. Xenofob, homofob, islamofob, habotnic religios, cu frică de bojica și cu dispreț pentru drepturile omului, pentru diversitate. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Distribuiți, nu vă costă nimic, zice cineva. Foarte bine, mă bucur că ați distribuit. Iată, aproape 400 de oameni au privit în seara asta. Azi batem toate recordurile de audiență, totuși să știți că mai târziu de ora 23 nu o să stăm, pentru că și mâine e seară, și mâine e zi de alegeri, de campanie electorală. Mâine seară voi intra de pe pagina de Facebook Oleg Brega, candidat independent. Iar poi mâine seară vom face iarăși un hangout pe YouTube. E clar, hai mai departe, zice Oleg Josanu. Oleg Josanu, ai încercat să intri mai devreme în direct și n-ai reușit. Strașnic de Revnea, zice cineva despre femeia din Israel. Nu ascultați prostiile despre Maia, Plaha inventează. Vera Cociu inventează, dar uite că oamenii cred astfel de povești. Și reacția Maiei nu mi-a plăcut, nu mi s-a părut corectă. Să stai să te justifici, să spui că nu ești, că n-ai fost lesbiană. Asta mi se pare penibil. Ea vede de a ajuns aici. N-am înțeles comentariul. O ia deja pe alături tema asta, zice Gheorghe Scutari. Asta e, sunt dezbateri din campanie electorală. Trebuie să discutăm și despre PR-ul ăsta negru pe care îl stârnesc trolii în disperare. A depășit 5 minute. De acord, Mihai Adrian, dar încerc să favorizez femeile și la femeie să le dau cu un minut în plus, pentru că prea puține vorbesc, prea puțin se implică în viața publică. Mă mândresc că pe circumscripția noastră sunt 7 femei candidate, dar îmi explic de ce. Tudor Covric zice, a privit publica și e bolnavă
de propagandă electorală. Fiecare are viața personală. Andrei Reoneac. Mulțumesc pentru încurajare și eu cred că și politicienii au dreptul la viață privată și nu e relevantă orientarea lor sexuală. Mai importante sunt cunoștințele, aptitudinile lor și cum s-au manifestat în trecut. Nu e așa că nu v-a deranjat deloc că Dorin Chertoacă nu era căsătorit, ci faptul că era corupt și mincinos și demagog? Oleg nu pierde timpul. Poate să fie și bisexuală. Dacă e un conducător cinstit și corect din punct de vedere al respectării legilor, atunci chiar nu mă interesează viața ei personală. A comentat cineva, dar n-a reușit să-i văd numele. Foarte bine a comentat. Doamne ferește, rezervația zăpovednicul vorbește. Ai, Alexei Tighineanu, nu fi rău. Femeia vorbește din suflet. Ea e victima perfectă a propagandei, a manipulării. Mie îmi pare rău pentru această femeie. Eu n-aș critica-o dur. Cineva zice că s-a distrat și i-a părut comedie gratuită. Nu e, nici de râs nu e situația asta. E trist că se discută așa ceva în campanie electorală. Arată cât de primitivă e societatea noastră și cât de primitivă e clasa politică care folosește astfel de argumente. Amenințarea cu 30.000 de sirieni, țineți minte cum a câștigat Dodon cu povestea asta. Și tot nu neapărat Dodon a inventat-o, ci mai degrabă trolii lui Plahotniuc care ziceau că o susțin pe Maia Sandu, dar de fapt i-au făcut culoar verde lui Dodon. Femeie, nu ești informată îndeajuns. Ba, e foarte informată. A aflat el la televizor că prin Germania, pe la hoteluri, și nu întreb nou așa ceva, că într-o lebu o să văd tăti nebuniile. Dar și îmble într-o lebu, și acasă. Sunt român, dar prim-ministru Irlandei este gay și Irlanda merge bine. Poftim. Întuneric, crescătorie de embrioni. Provocatoare, zice Ion Stamatian. Eu nu cred că e provocatoare, mie mi-a părut femeia că vorbește sincer. Bravo, ești și frumoasă și deșteaptă și curaj să spui lucrurilor pe nume. Domnul Obregă crede că visul UE și visul globalist. Ionuț Giovanni Țarălungă mă critică. Da, eu sunt globalist și eu cred în proiectul european. Oleg, cine e isterică asta? O femeie care zice că lucrează în Israel. Ei, lasă, nu mai fi așa deșteaptă. Uite-te ce vorbește urât, omul nu citesc. Distribuție gratis, candidat cu buget zero. Să-i dăm o șansă. Mulțumesc, Igor Gorincean. Mai vrea cineva să intre? Nu, nu mai vrea nimeni să intre cu noi în dialog, pentru că mai avem 12 minute și o să închidem. Încerc să citim toate comentariile și să plecăm liniștiți la culcare. Femeie, nu ești informată îndeajuns. Hai, nu vorbiți prostii, femeie tare întunecată și înapoiată. Uf, minte. Hai, gata, deamă, vorbește Iurea. Oprește, doamne. Doamna face audiență. Da, ați văzut că a crescut ratingul până la 400. De unde e informată femeia asta? Întreabă Gheorghe Scutari. Probabil din surse sigure, de la televiziunile lui Dodon sau ale lui Plahotniuc. Ea este tare înapoiată. Oleg, zi te rog, noi vrem să te ascultăm. Zi te rog, letra ot, o fi vreo expresie în ivrit, în ebraică și eu nu știu, letra ot. Petru Usate, sper că nu e o jurătură, că femeia poate știe și pare rău, nu mai repet chestii pe care nu le cunosc. Maia a răspuns azi că nu a fost niciodată și nici nu va fi lesbiană. Videourile sunt trucate, Pavel Guțu. Și eu explic, lesbiană sau homosexual, gay, te naști, nu ești o leacă sau pe mai mult. Deci, Maia Sandu degeaba se justifică în felul ăsta, că e penibilă. Fiecare are dreptul să își trăiască viața cum vrea. Iată, cu așa comentariu sunt de acord. Andrei Brălănuță. Păcat că mai mult de jumătate din populația Moldovei e așa. Și eu regret asta. Salut, Oleg. E posibilă federalizarea dacă câștigă PD, PSRM și Șor? Nu știu. Nu știu. Nu se discute despre federalizare. Nimeni nu vehiculează chestia asta. Dacă n-a trecut pe timpul lui Voronin, sper că nu trece nici acum fără Voronin. Oho, ce de mulți oameni au comentat în timpul vorbei femeii cele. E adevărat că a vorbit mult, dar chiar atât de mult s-o atace. Dacă ajunge Brega unde vrea, o să vedem mașinile. O să vindem mașinile și o să cumpărăm biciclete. De acord, Ruslan Trohin, o să facem economii la buget
cu mașinile de la Parlament. Eu cred că și deputații trebuie să circule cu transportul public, că n-au, mă rog, pentru ce să aibă o mașină. Unde se duce un șef de comisie sau un șef de fracțiune? Unde se duce el cu mașina aceea? Decât acasă la Parlament. Acasă la Parlament. Unde să se ducă el cu... Înțeleg că cei de la guvern merg, inspectează, fac ordine, dar Parlamentul ce să facă? Parlamentarul ce să facă? Mai ales acum cu tehnologiile astea, că vezi totul la televizor sau pe internet, pe Facebook. Domnule Oleg, nu trebuie să etichetați niște oameni care au alte concepții despre viață și sunt alte țări care gândesc și văd lumea, zice Ionuț Giovanni Țarălungă. Încerc să evit etichetele. Tania Novac, de ce te anin de biserică, preot și călugări? Moldova e o țară cu o religie ortodoxă, iar dacă tu, ateist fiind, nu crezi, nu interzici, dar apere interesele poporului. Nimeni nu-ți ia nimic cu sila. Fiecare alege. Moldova nu e țară ortodoxă. Moldova, ca și România, sunt țări laice, prin Constituție. Statul e separat de biserici și biserici sunt o grămadă. În România sunt vreo 9 culte înregistrate, în Republica Moldova sunt vreo 45 de culte religioase. Numai biserici ortodoxe sunt vreo 7. Este Biserica Pravoslavnică subordonată Moscovei, este Mitropolia Basarabiei subordonată Bucureștilor. A mai apărut acum Mitropolia Moldovei de Est, ceva de felul ăsta, tot ortodoxă. Mai este o mitropolie subordonată Kievului. Sunt 7 ori 8 biserici ortodoxe pravoslavnice. Și după aceea mai sunt musulmani, în sfârșit, după decizia CEDO i-au înregistrat. Sunt martorii lui Iehova, creștinaiții, cum se mai numesc ăștia, mormonii, o grămadă de biserici. Și Moldova e stat laic separat de aceste biserici. Ar trebui să fie, dar vedem că biserica pravoslavnică, subordonată Moscovei, are un statut privilegiat, ca și limba rusă. Mitropolitrucul Vladimir are pașaport diplomatic, albastru sau negru chiar. Și numere guvernamentale. Singurul cap de biserică care are așa privilegii. Pentru ce? Dacă statul e laic. Oleg, dacă vorbești mai puțin de biserică, credință. Aveai susținători mai mulți. Mă refer la persoane de vârsta a doua. Tu singur știi că toți cred în Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu prea cred moldovenii în Dumnezeu. Se duc la biserică numai pentru ca să nu-i bârfească vecinii. Și se duc 1% din populație, se duc de Paști, cea mai mare sărbătoare creștinilor, se duc la biserică. Toți ceilalți stau acasă și respectă tradițiile astea numai de frica gurii lumii. Dar altfel ei văd cât de nesimțit e popa, ce acareturi și-o tras, ce mașină și-o tras din banii lor, cum vine cu nesămțire de botează și dă să stropesc, dă să, cum se cheamă asta, să sfințesc casa, dă capica pentru asta, dă capica pentru alta. Și oamenii scârbiți de hapsânia bisericii. Nu mai sunt oamenii toți credincioși. Și oricum, chiar dacă sunt, eu nu vreau să le caut în coarne și să le zic, treaba voastră, credeți cum vreți, dar nu-mi băgați credința pe gât. Și eu vreau să fiu candidatul ateu, agnostic, chiar dezbotezat, care apără statul laic. Bisericile să fie la biserică, credincioșii să se ducă la biserică, dar să nu se bage în școală, să nu se bage în parlament, să nu se bage în guvern, să nu-mi interzică mie să merg pe stradă, pentru că ei au ceremonia lor religioasă și nimeni nu are voie acolo. Sau vin și interzic marșul diversității, marșul pentru drepturile omului. Să ne spună nouă văluță, să ne spună nouă cibric ce drepturi avem. Ei, da, dar de când, mă rog, să ne conducem de carte ce e veche, sălbatică, când avem codul penal care spune ce e legal și ce nu e legal. Sau codul civil, sau codul contravențional. Sergiu Godoroja zice, Oleg Brega, vei reuși. Mulțumesc. Uf, tu știi că ai face treabă în Parlament, Vasea Batereanu, și eu cred asta de câțiva ani și iată deja din 2014 tot candidez. Ia 3 ori când particip la alegeri. Dacă nu în Parlament, în Consiliul Municipal sau în funcție de primar, o să mai candidez. Dați-mi șanse. O să candidez și în România, că acum am buletin de București. Un studiu a arătat că cei care sunt... Ops, gata, nu pot să prind comentarii că sunt prea multe și prea dese. Și oricum mai sunt doar 5 minute și închidem transmisiunea. Nu mai vrea nimeni să participe cu mine în dialog? Nu, nu vrea. Dar nici nu e necesar că deja se termină transmisiunea live. O să ne vedem și mâine seară și o să mai vorbiți. Iar comentariile care nu reușesc să le răspund acum aici în direct, o să le răspund după aceea de la laptop
în seara asta sau în zilele următoare neapărat o să intru și o să răspund tuturor întrebărilor dacă nu va răspunde altcineva. Victime sunt jumate de Moldova, zice Folguța, dar nu știu la cine se referă victime. Oleg, tu ești gata? Gata de alegeri? Sunt, uite, mi-am făcut pașaport și dacă nu o să fiu la București, acolo unde domicilez, o să dau o fugă până la Iași sau la Galați sau la Bacău să votez. Deci da, sunt pregătit de alegeri. Toți la vot pe 24 februarie. De dragobete, fă-ți timp să mergi la vot și alege cu cap. Curajos. Oleg, ar fi bine să faci 2-3 întâlniri cu electoratul din Italia. Ce zici? Nu, Oleg Josanu, nu călătoresc nicăieri. Am declarat la CEC că merg cu buget zero. Nu mai vreau să schimb acum regula și chiar nu vreau să mă întâlnesc cu electoratul din Italia. 300 de oameni mă privesc acum, probabil 30 dintre ei sunt din Italia. Și eu să mă duc să mă întâlnesc undeva într-o cafenea, într-un bar sau în stradă, cum făcea Andrei Năstase în Israel, cu 15, 20, 30 de oameni, pentru ce să cheltuie atâta bani ca să ajungă în Italia ca să mă întâlnesc cu oamenii? Cei când pot vorbi cu ei aici pe Facebook gratis, și ei de acasă, și eu de acasă, asta mi se pare mai rațional. Irațional, mi se pare ca în cea mai săracă țară să cheltui bani pentru ca să-ți faci imagine electorală sau ca să faci turnee din astea electorale. Nu, eu prefer așa, cu buget zero, numai pe internet, asta mi se pare rațional. Candidatul pe bicicletă care nu vrea să cheltuie bani să-și lutruiască imaginea. Dar pot să particip la astfel de întâlniri prin Skype, prin Facebook, dacă vreți să-mi puneți întrebări dedicate, să vorbim numai despre Italia. Dar vă dați seama, eu în Italia am trecut de câteva ori, prima dată în 95, după aceea în 2003 și după aceea în 2009 și acum ultima oară când mă întorceam din Portugalia, am trecut pe la Roma și am stat o zi sau două. Și atât am fost prin Italia. Ce știu eu despre Italia? O să fiu mereu conectat cu voi dacă ajung deputat și o să-mi povestiți voi ce nevoi au oamenii din Italia. Dar în mod sigur eu nu pot să vă rezolv problemele din Italia decât guvernul, prin Ministerul din Externe, prin ambasadă, să încerce să vorbească cumva. Voi oricum trebuie să respectați legile din Italia și să revendicați drepturi fundamentale, despre care pot să vă vorbesc oricând, despre drepturile fundamentale care sunt valabile și la Vladivostok, și la Lisabona, și la Roma sau Vicența. Te aliniezi după olandezi, zice Mihail Pascal, și nu știu la ce se referă. Ne înraviță vașă văstuplenie, udace vam. Spasiba Svetlana Grigorievna, mai avem 2 minute. Ar trebui să vă axați mai mult pe ce veți face pentru societatea asta, să o schimbați în bine. Despre problemele sociale, rasiale, sexuale, rasiale, ar trebui să lăsăm. Sunt multe lucruri care trebuie rezolvate în Moldova. Problemele astea rasiale și sexuale sunt probleme de drepturi ale omului. Și cât timp nu respectăm drepturile omului și legile, atâta timp nu o să avem nici bunăstare, nici stabilitate, nici fericire pentru toată societatea. Esențiale sunt drepturile omului. Încă acum 70 de ani la Organizația Națiunilor Unite s-au proclamat ca fiind cele mai importante drepturile omului, pentru că fără drepturi ale omului și fără supremația legii se ajunge la războaie, la genocid, la holocaust. Și nu mai e cazul să repetăm istoria. Deci, oameni buni, eu sunt candidatul drepturilor omului, le cunosc drepturile omului, mai ales dreptul la întrunire, libertatea de exprimare și dreptul la asociere. Dacă vreți să vă ajut să vă exprimați, să vă asociați, să vă întruniți, întrebați-mă pe mine, vă acord asistență gratuită și la fel voi proceda dacă ajung și deputat. Gândiți-vă, poate unul ca mine trebuie să ajungă în Parlament. Pregătiți-vă să mă votați, vă trebuie pașaport moldovenesc valabil și să fiți la o secție de votare din Europa, de la Prut până la Oceanul Atlantic, în toate țările UE și Schengen. Mulțumesc tuturor pentru participare, noapte bună, ne întâlnim în serile următoare până în ajunul zilei alegerilor.